fragile. Trebuie doar să crezi în tine. Puterea e, te va face bine. Ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Să mă așez tot ce este mai rău din tine. Și acum tu când mă vezi, rău de tot nebunesc. Te simți sigur câteodată. Crezi că situația e disperată. Însă când vei învăța, va veni și dragostea. Dar doar să știi că berea nu te place. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Am mișcat travestit. Aolee! Ai venit pentru un băiat anume? Nu am venit pentru cineva special. Vreau să vă cunosc și pe voi și pe fete și să vedem pe parcurs. Vai de cap, ce față are. Hai zi. E drăguț. Se teamă că te părăsește Alex? Nu. Dar dacă îl descalific astăzi? Da, proiect la fel cu el. Zi-mi ce te-a supărat, Jador. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Țin mai încolo când mă întorc, nu o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca. Vreau să plecați din emisiune astăzi. Ne luăm la revedere! Bogdan? Da, Dan, Andreea. Ce ai? Pe toată lumea sunt supărat. Să nu exagerăm. Vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? În chestia asta cu Ana. Cu ce te ocupi? Sunt fotomodel. Știi cum o cheamă pe ea? Da, Bianca. Ai venit pentru o fată? Anume? Îmi place de ea că e foarte bronzată. Seamănă un pic la freză cu Benny. Da, mă, uite și că e Benny. Mă, că e varianta mai urâtă. Ce-mi place să dansez cu tine. O să te rog să-i transmit, să lase la valiera și să părăsească această emisiune. Bine, fetele! Bună! Bine, fetele, bine, dansatoarele! Good morning! Bună dimi! Bună dimineața, bună dimineața! Fetele, supărate? Nu!
Avem doi papagali. De ce? Știți că papagalii de obicei imită. Uitați. Dar cine vorbește? Rafael. A, nu te auzi așa bine. Mai tare, mai tare, Rafael. A, bine. Vreți să demonstrați că aveți corp? Eu vor să demonstrez că poate să mânce mai mulți. De ce? Cine dansează așa ca gigilor? Cine? Nu zic. A, Bianca. Am văzut. Bianca, ce faci, Bianca? Bine, tu ce faci? Fetelor, dar ghiciți și voi ca să ne dăm jos, că am obosit. Eu știu, dar nu zic. Zi, Bibi, tu. Eu nu știu. Iar ridică-te în picioare să văd dacă se vede... O înțeles că sunteți bobicioși. Într-o parte acolo, ia să văd. Ignor total doi papagali. Iar ridică-te în picioare, Bianca. Hai să văd, Bianca. Bogdan! Ce? Bobicioși dansează așa. Ce frumoasă e zănoagă. Ce? Da. Ce frumoasă e zănoagă. Mersi. Ce ai zis, Mina? Ai zis că o nimerit Alex și ai zis că limitați pe Bobicioiu. Da. Haide. Bravo. J'adore, a venit o fată și pentru tine. Se numește Alex. Bună frumoasă. Alexandra. Ce tatuaje frumoase ai. Alexandra. Ce picioare epilate mișto ai. O te pică de faci sală? Faci genoflexiuni multe? Lasă că mă faci tu. Ne plac tatuajele tale. Mă faci tu. Tatuajele de pe picioare îmi plac. Ești neprihănită? Problem. Problem? Nu, problem. Dar ce, stă bine acolo printre fetii zonoagă. Dar de ce te-ai dus acolo? Nu prea te diferențiezi cu mult. Băi. Roxana zice că e beatul. A zis că-s dacă eu? Roxana, mulțumesc ești mult pentru video. Ești de mor. A, mă, ești hai. Chiar... Ești chiar... Ești chiar pe mă opresc aici. M-am glumit, Roxana. Nu-mi nimic, nimic, că tu aduci vorba. Eu l-am zis și ador. Ce a zis ador? Mulțumesc pentru video. Ai zis, Roxana? Ce? Mulțumesc pentru video, ești foarte frumoasă azi. Da, după ce mă faci, mulțumesc pentru video. Nu pot să mai mă sărut cu fete acum. J-ador. J-ador. Sărut, nu pupic. Ce sandale ai, zici că-s hățuri. Băi, nu sunt ale mele, sunt de la femeile astea de aici. Ce că video? Eu nu port așa ceva. De ce te interesează, mă? Bobicioiul întrebat. Dar ce te interesează pe tine? Că tu ai iubit, o cheamă Ana. Bobicioiul m-a întrebat dacă e ăla de seară. Ce ai zis, Bobicioiul? Nu am zis eu nimic, am zis să nu mai aducă vorba de alte prostii, de ce se postează pe Facebook, că te simți prost. Că mă simt eu prost? Da. Ce s-a postat videoclipul? Că eram în kilos și dansam sau ce? Da, și eu de asta ziceam lui Jadu, să mai aducă vorba de așa ceva. Vrei să te mint la ce e videoclipul ăla? Mă, eu nu am zis nimic, să nu mai aducă vorba băieții. Dar măcar am chilos pe mine și n-am ceva băgat peste tot. Mă rog, Sana, tu ai înțeles ce am vrut să zic eu? Eu te explic frumos că eu mă mândresc cu videoclipul ăla, ce nu înțelegi? Eu ziceam lui Jador să nu mai aducă vorba ca să nu mai te simți prost. Dar la mă aducă, dar nu mă simt, dar de ce să mă simt prost? Mă simțea prost dacă n-aveau c***. Vrei să te mint? Mamă. După ce că eu țineam cu tine, tu acum mai pe mine toți răspundere. Da, nu mă simt prost. Băi, Roxano, Roxano, spune că nu e vorba despre acel video, ci e un video dintre noi doi. Un video al nostru, n-are legătură cu ce. Ce video dintre noi doi? Spune lui Bobby Show. Ce video dintre noi doi? E ăla la care vrei să faci tu vlog sau altul? Da, mă, da. Eu credeam că ăla care se vede cu... Și tu ai înțeles tot asta? Da. Doamne, nu mai există oameni deștepți pe pământ în cavaș. Aaaa. Păi da. Noroc că există Jador. Jador, adevărat. Trebuie și după aia trebuie să înțelegem noi, dacă n-ai știut să te exprimi. Eu, Roxana, mi-ai trimis acum 2 minute filmulețul ăla. Cum da, să nu ții minte? Da, 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 să referi la altceva, ești nebun. Tu te referi la un videoclip? Păi da, de-aia am vorbit primul. Mulțumesc că mi-ai trimis video. Dar nu mi-ai trimis tu pe ăla. Roxanu, e logic, Roxanu. Păi da, câte videoclipuri? E logic. Nu înțeles că mi-ai trimis video, am înțeles și a apărut ce video. Azi mulțumesc pentru video, așa zic. Am zis mulțumesc pentru că mi-ai trimis videoclipul. Nu, azi mulțumesc pentru video. Că eu ți l-am cerut. La videoclipul. Doamne, Roxanu, Roxanu. Acum nu înțeleg primul canal și-o despreți tine. Ce ai zis, mă? Ce ai zis ăsta, mă? Băi, băi, dar nu știu ce am azi. Dar ce ia mai repede ce ai zis? Am zis că acum îl înțeleg pe Bogdan Mocanu, de ce s-a despărțit de tine. Mă fac să te jignesc, dar mă abțin. Nu știu de unde scot, nu știu. Bă, și un pic astea, măi, dă seama la băutură, ai băut un pahar în plus, stai cu mine. Oh, gata, nu mai dați, că mă iau de ea. Ia, ia, te-mă de mine, ia uimește-mă. Ce cuvinte noi mai ai vocabular? Gata, lasă. Dar nu alea vechi, unele mai noi, cum am putut și alea vechi. Ai niște dințișori foarte frumoși. Lasă-mă. Cu dinții, mă, că tu ți-ai dinții, faci alb, dar nu ai alb. Corpul tău de felină frumoasă. Ia în glăbire, obținic. Hai, schimbați imaginea, că deja mă ia somnul cu ăsta cât vorbește aici. Da, somnul. Stai cu mine. Ce prost ești! Doamne, nu mai stau lângă tine.
Măi, dar nu-mi place panorama, Caterinca asta. Dar nu-i panorama, e glumă, doar că Roxana nu știe. Dar nu mai glumi tu cu mine, mă, că eu nu glumesc cu tine. Sper să glumești tu cu mine, înțeles? Că dacă nu, că pe Mocan nu deranjează, că... Dar nu mai glumi tu cu mine, mă, că eu nu glumesc cu tine. Glumești cu altcineva. Nu mă mai puneți cu fata asta urâtă. Acum ai urâtă, dar faci gelozii. Schimbați cadrul, vă rog. Ia uite și Bernadette, nu te mai vrea, băi. Ce vă v-ați certat? Hai gata, că te-am pus înapoi cu Roxana. E gelos, mă, că i-a dat mesaj la Rafa. Berna! Ce-a făcut? Ce, mă? E gelos, că a vorbit. I-a dat mesaj la Rafa seara. Cine-a dat? Cine-a dat? Ție, ți-a dat mesaj. Cine i-a dat mesaj? A, nu, mi-am adus aminte, de ce supărat, vai. Băi, nu, ai tot dreptul, te respect, bravo, este o decizie, da. Ce, mă? Ce-ai făcut, da? Nu, i-am dat mesaj la nimeni, băi. Glumeam o cană. Auzi, dar tu de ce ai venit aici? De ce ai venit? Stau cu Olivia. Că vrei să plecăm acasă. A, da. Și, auzi... Îmi găsești căștii de azi dimineață. Da, să nu se înțeleagă altceva că vreau numai. Eu vreau și ea. Amândoi vreau să plecați. Da. Că după se înțelege că eu... Vreau să plec, că nu mă simt bine. Și nu mai are ce să mai fac aici. Simina a fost ieri la spital, se simte foarte rău și Alex a fost și el să o viziteze. Și din câte ne-a spus el în emisiune, ar avea nevoie de un transplant de linic sau ceva. Și sunt curioasă dacă i-ar face el... iar face el așa un cadou, are cum să-i dea un rinichi. Nu, să zic ei. Ce-a făcut, nu? Cu cine? Băi, îmi vine cu ce ți-a greșit ție așa? Du-te la băie. Te-a greșit cu ceva? Te-ai... Băi, de data asta n-am mai vorbit cu voi. De data asta... Băi, măcar dacă tu, frate, nu vorbești cu atât, a venit țară sau de peste tot, de pe Instagram. Mai vorbește și ea fata acum. Da, corect. Cu fanii, lasă-mă că acum are mulți fani. Da, cu 20. Da. Te-ai văzut? Da, corect. Da, văzut, de unde să văd. Corect, Iancule, ai dreptate. Presupun și eu. Da, frate, dar o femeie când face chestia asta, să gândești la consecințe, să gândești. Am foarte multe chestii în considerare. Hai, bărbat... ca băieți mai vorbim, îți dai seama. Bărbat, vorbește și mâine, poate nu. Dar să vorbim. Noi să zicem, dacă vorbim, nu se află așa repede. Dar nu-i bărbat că nu se află, frate, un bărbat nu se gândește la consecințe, un bărbat a doua zi poate să uite. Dar o femeie se gândește, frate, la tot. Urât din partea aia, trebuie să iei măsuri în cazul ăsta. Adică tu înainte să afli chestia asta ieri, tu erai dispus să faci relații cu ea? Pe viitor, da. Puteam să jur că vine Alex, nici de cum, Ana. Bună, bună, Ana. Singurică? A, era de așteptat că vine Roxana. Best friend forever. Stai-l în camera, a, de la cealaltă? Jur. Dar nu vreau să te pup. Păi, nu rog. Dar n-am la mine, am în cameră. Unde e camera, mă, la hotel? Luna asta... Ce vei și ție rândul, Sofiana, dincolo, și Roxana, și tu aici. Să se ducă toate, nu mă mai interesează. Bogdan vrea să fie burlacul. Ce case faci, mă, acum? Dar tu ce faci, mă, e supărat? Hai, mă, aici. Vrei să fii consolat? Tu, numai tu, nimeni altcineva. Hai că te consolez eu. Ești ok ca fata, ești fata lui Mocan, nu mai, nu mai ești. Tu nu mai ești fata, ești fata lui Mocan. Da, dar nu, aparții nimănui. Nu? Nu. Ia treci pe numele meu. Are contract de la de acomodare. Auzi, trece fata pe numele tău. Grupa sanguină. Ce nebune. Îi treci grupa sanguină. Să nu se știe, a? ITP. Gen, cum se zice, contract... Precontract. Moca. Ana să facă ce vrea, Roxana să facă ce vrea, eu fac ce vrea, gata. Gata. Păi ce e supărat pe Ana? Să vină o fată nouă pentru Bogdan Mocanu. Da. Dacă făceam eu asta lui Ana Maria, murea Bogdan. Da, și nu. Păi nu, că nu mă deranjează, dar zic așa, gen, știi? Urât. Oricum își permite multe, când eram împreună cu mine, nu își permitea el atâtea. Știi bine, nici nu lăsau să facă așa ceva. Fără mai mult pe acum. Nu făcea nici el. Când era Roxana, nu făcea așa. Mamă, cum s-o atingă porul ăsta? Dar nu că săream eu la el, nu făcea. O să te uiți, să vezi.
Am aflat asta gen la globul ăla, știți? Băi, dar ce cu liniște asta aici în casă? Piciorul cu văd. Doamne, ferească. Hai, pe ea o înțeleg, pe zona că nu înțeleg. Tu ce ai mai, de ce nu dai? Nimic, da. Erna, de ce vorbești cu golanii pe Instagram? Dar tot la ea, să zice. Tot la ea, da. Ia, ia. Pe ce golani? Cum adică ce golani? Că de asta ai supărat ăsta pe tine. A femeiat. Bravo, bă! Bine, Bogdan! Bine, bă, cine a vorbit? Chiar n-a vorbit. E nebun. Nici mă mai interesează ce crede el. Nu te mai interesează ce crede el? Și atunci de ce spui că îți place de el? Gata! Ajung! Mă, că lasă-mă! Mă, că lasă-mă, că nu pot să stau! Păstrează distanța! De ce spui că îți place de el și mai vorbești cu alți golani pe Instagram? N-am vorbit cu nimeni. N-ai vorbit cu nimeni? Vrei să-ți zic conversația cuvânt cu cuvânt? Nu pot să spun. Eu știu că vorbești, eu știu, am simțit eu că ea vorbește cu golani. Nu e adevărat. Ia, dați cadru puțin pe ea, vă rog frumos. Mânzo. Da. Da, lasă-mă, frate, care-i treaba cu băiatul ăla? Lasă-mă, că ei convine, lasă-mi pace. Da. Cu cine, măi? Cu un băiat mai mare. Ce vrăjeli ai, gata, hai că m-am săturat deja, serios. Vrei să mă cunoști sau vrei să ne cunoști? Nu mai zic nimic. Aia, păi vezi. Cât ai dormitor? Îți fie rușine. Și tare și tu, nu mi-e rușine deloc. Nu? Nu, n-am de ce să fie rușine. Mă, ce lumină ești. Mie mi-ar fi dacă... Băi, dar ce ai, mă, îmi place tare răchița ta. Nu-i ferește. Mă, dar nu mai... Mă, să-mi pun pijamale pe mine. Ai. Da? Prins. Da, da, și mi-ai putut. Răchița sau ochelari? Aoleu. Haide, ce-i supărat, ești adorul. Imbați cadrul, vă rog. E supărat tare. Berna? Da, mă supărat. Da? Bun, Berna. Bă, eu cred că... Și uite că deja... Deci că am plăcut și cu Bianca, mucanule, și Bianca de tine. Da, și așa, asta cred. Berna, să știi că... Berna, doamne, j-ador să știi că Berna nu te place. Așa peste, ce faci, da, așa peste noapte, cum vine asta? Mi-am dat seama, stai liniștită. S-a văzut din mesajele pe care le-am văzut. Cu cine? Ei, ce mesaje ai văzut, că n-ai văzut nici... Păi parcă nu-ți păsă. Crezi ce vrei? Nu, cred ce văd. Sincer, chiar îmi place și ador, dar nu îmi place comportamentul lui. Să stea cu băiatul ăla care i-ai dat ea mesaj. Nu... Dar spune! Dar fie eu mai dau un mesaj. Ce? Ai tu pe să zici nu? Ia zi, nu? Pune j-ador! Ai zis nu? Ce mesaj? Aaaa! Te-ai țintit, păi taci mă și tu. A? Nu? Nu am vorbit cu nimeni. Te-ai țintit pe ea. Spune j-ador dacă știi. Berna, chide gura. Gata, știu. A, și e frumos? Ne, nu le-ai văzut, nu mai spune așa. Nu au văzut nimic, Berna. Bine, nu au vrut să-mi arate ca să nu-mi facă minte. Minte, Berna, vrea să te facă de limbă. Te minte, Berna, nu le-a văzut. Pare că s-a retras Rafael, ceva din gen, Rafael. E frumos? Poți să-i spui că sunteți prieteni. Ceva de gen. Suntem prieteni buni, deci să știi asta. Dar chiar mi-e prieten. Da, mi-e prieten foarte bun. Da? A, bă, fratele lui Iancu, Doamne, ferește. Chiar am nicio treabă cu el. I-ai scris tu lui? Am vorbit. Ce ai scris, fată? Păi, acum păi tu i-ai scris sau el? Te-a mai găsit un motiv. Te-a mai găsit un motiv. El ție sau tu lui? Cu ei scris. Eu l-am întrebat că e Istanbul și a zis că da. Te-a mai găsit un motiv să nu-i placă de tine. Că i-ai dat valoare sau ceva de gen. Păi da, ai i-am dat valoare că am lăsat de la mine. Serios ai zis? Păi am lăsat prea mult de la mine. Da, ai zis urât. Am zis urât. Mai spun. Îmi asum ce spun. Că i-am dat prea multă valoare. Păi s-a crezut că tu la toți ne place de ea și ea alege pe cine vrea ea. Păi și n-a fost așa? Nu ești. Stai așa că nu e așa. Nu-i chiar așa. Am citit eu ceva, lasă-i să creadă că ești clown, dar nu le spune că circuia tău. Maxim două zile am vorbit cu ea. Stau cu femei indecise. A, tu vrei să fie pe tine? Decise, nu pe mine, să fie decise pe unul. Băi, am venit, gata, îl cunosc pe ăsta, îmi place de ăsta că are barba mai mare, îmi place de ăsta că are nasul mai mare. M-a venit Ana, direct. Înțelegi? Era bine că venea fiecare hotărâtă pe unul. Stau 10 minute de vorbă, că îmi dau seama, băi, pot să mă apropii de el.
Și te apropii de ăla pe care simți mai mult. Nu te apropii de toți la... Asta da. Doar că n-a trecut doar... Păi poate nu a trecut așa prin viață, nu... Păi da, dar tu ai... Încă merge pe terminat, n-a ajuns pe autostradă. Încerc să-i găsesc așa cumva. S-o scoți? Da, s-o mai scoate, știu că ești fată bună, dar n-ai de ce s-o scoți. Scoate-te pe tine. De ce spui că ești 70%? Păi încă nu simt, păi, frate, că... Tu de când ești aici? Ce înseamnă asta? De săptămâni. Și... Dacă nu simți acum, nu mai simți niciodată. Poftim? Deci doar 70%. Așa, contact vizual. Păi dacă nu emoții, simți... Vreau să văd emoții. Pe trenul fericirii, pe cine, pe Cupido. Dar poate nu simt... nu-mi place în totalitate. Sunt unele lucruri poate care nu-mi plac. La el? Da, nu cred că e ceva rău în asta, adică... Așa, Ana, așa, vorbește, Ana, așa. Dar nu neapărat că mă deranjează el că face ceva ca și om. Poate sunt niște lucruri care eu nu sunt compatibilă cu el, știi? Da, da. A, deci în 3 săptămâni, dacă simți că nu e omul potrivit pentru tine, nu o să simți nici peste o lună că o să fie. Păi asta nu o să fie niciodată dacă nu trebuie. Dacă îl simți din prima când o să fie pentru tine, peste 2 luni, nici așa nu o să simți. 3-4. Nu mai... Păi ideea e că în prima săptămână când am venit aici... Au fost niște întâmplări mai neobișnuite și nu prea am avut timp așa să ne cunoaștem, adică cumva chiar am fost speriați de ce s-a întâmplat. În a doua săptămână tot s-a întâmplat foarte pe grab așa. Și acum nu știu. Tot sunt, dar nu numai eu, adică și el cred că e așa. Da, el vrea să te lasă. Da. Ia știi tu, Rafa, că vrei 100%. Și comportamentul de Roxana. Ah, unde mai dai de o fată așa ca din? Poftea? Unde mai dai de o fată așa ca din? Ah, așa, că... calm, așa. Plus că... Creier. Și... Asta zic, asta mă mereu și așa. Păi și din cauza lui. Că te afecta, afect, și pe mine chiar m-a afectat. În chestia asta a afectat și comportamentul de Roxana. Da, clar. Hmm? Care le treabă cu mesajele alea? Că știu cine e. Jadora de subiectul și a zis că acolo l-ai arătat. Că ei erau toți acolo și că ei știe toate mesajele, că ei stăteau acolo. Și a zis el ceva de genul Jador, că e nu știu cum după tine, Berra, nu știu. Și ăla când a auzit, chiar zice, bă, și-a arătat mesajele. Ce au vorbit voi. Erau toți în aceeași casă, era logic într-o fel, adică trebuia să te aștept la asta. Uh-huh. Adică... Dar ești prietenă bună, că n-am nimic cu el. Păi știu, dar asta a interpretat altfel, îl vezi că face, zici că e bărbat. Dar nu mai pasă, frate, gata, stop. E diferența ta. Indiferent? Da. Gata, bă. Doamne, bă, și el să... Aici a fost buzele, mucanu. Da. Cred că da. Știu, după miros, după buze, după strunga, bă. Că mușcă de acolo. A? Să nu fie al zis. Cum? Păi că al nu am. Opa! Opa! Cineva? Vine cineva? A închis ușa. Nu mai fi speriat, acum intră dacă nu a deschis ușa. Vine cineva. A închis ușa. Sus. Da, vine cineva, fata. Haideți că vine. Gata, vine. Ce te-ai pus acolo? Porumb. Da, mai este. Și tot. Să-mi pun și eu. Ci că vin doi, un băiat și două fete. E, astăzi tu trei. Ca să fim 8. Astăzi tu trei, fata. Eu cu Culiță ne înțelegem foarte bine. Îmi place foarte mult cum cântă și... Chiar este un băiat de nota 10. Deci între noi doar este o relație de prietenie, altceva, nimic mai mult. Deci Jador nu înțelege chestia asta și el crede că eu cu Culiță vrem ceva sau chiar nu știu, dar nu este așa. Deci doar simplu că ca și cum sunt fana lui. Bună, Andrei, încântată. Bine, te-am găsit. Andrei, încântată. Da. Fără emoții. Andrei, lasă să stea acolo, dă-te-mi să stea și la fata. Andrei, încântată. Iancu. Îmi pare bine. Și mie. Andrei.
Ce cauză? Andreea. Îți plac ritmurile arabe? Andreea? Ascult manele? Ascult de toate. Dacă ascult manele, bine ai venit între noi. Hai să facem o melodie. Dă-i drum. Lasă-o și pe aia, să o cunoaștem și după aia. Ce faci? Bine, încântată să vă cunosc pe voi. Și noi suntem încântați să avem o fată nouă în casă. Mulțumesc frumos. Și blondă. Dar nu cred că băiat. Vine un trâncănău și ăsta a căsătorit. Nu recunoaște. Bă, da, așa la ce am zis. Mamă, dar mai fost așa? Da, a fost unul, era căsătorit și că a depus, nici măcar nu a depus actele. Fata, dar ce înseamnă trâncănău? Vorbește mult. Câți ani? Fac aproape 20. Mulțumesc. Faci aproape. Faci 20, nu faci aproape. Fac 20. Acum ai aproape 20. Lasă, bă, ei are emoții. S-a avut urechi oamenii. Scuză-mă. Când ai avut ultima relație? Acum aproximativ 2-3 luni. Ceva de genul. Și cât a durat? Exact. Un an de zile. Un an de zile. Puțin. Lumea. Trecem peste. Ce, te-au avut relații mai lungi, mă? Ai venit pentru un băiat anume? Am un prieten mult fecioar. Nu am venit pentru cineva special. Vreau să vă cunosc și pe voi și pe fete și să vedem pe care curs. O dată când am fost Bianca eliminată prin votul fulger când trebuia să plece plus și a plecat Bianca și era acolo și plângea, deci când la mine eu veneam așa, erau toți grămadă, numai eu eram citată cu ea cel mai tare și am venit așa și mă uitam. Știi că m-ai întrebat m-am uitat așa, după aia m-am dus și că cine știe ce am bătut-o și mi-era frică. După au zis că îmi pare rău de unele persoane care plec, dar unele au suflet bun, dau gura rea. Simina, retrag ce am spus. Ce nu e adevărat că au suflet bun? Adică care gura rea și sufletul rău? Aia de Simina, că e bună, că nu e bună. N-am suflet bun eu? Ai de capul tău. Că... ești prea răzbunătoare și prea rea. Păi asta știu că sunt răzbunătoare. Nici Roxana nu e răzbunătoare. Ce tipar de băieți îți plac? Brunet sau blonzi? Ca să știu dacă mă bag sau nu. Nu am preferințe. Bun. Deci ne vrea pe toți. E bine. Un fel de bernă. Altceva. Hai, mai vorbești. Eu nu mai am întrebări. Bogdan Mocanu, aveți niște întrebări? Nu mai întrebări. Puteți să-i adresați niște întrebări? Nu, vă las pe voi, că după aceea... Da, se pare că va fi o luptă crâncenă pentru această fată. Da. Andreea. Și mai cum? Da. Maria. Andreea Maria. Sărbătorești. Andreea, îți place Sfânta sau? Maria de ziua mea. Andreea, la Maria nu prea răspund. Ați auzit-o? De ziua mea bem amândoi. Ziua mea de naștere și ziua ta de nume. Da. Papă. De Sfânta Maria s-a născut. Tu? Pe 15 august. Vă potriviți. Gata. Sunteți sortiți unul pentru celălalt. Și eu. Ce ai dat de înțeles cu asta? Ce ai vrut să-i dai de înțeles cu asta? Unul pentru celălalt. Dar mai întâi sunt câțiva hândrălei aici care vor să te cunoască. Da. Stai cum îi întâmânzule, mai tu te bagi. Păi, am deschis să se cunosc atât pe voi cât și pe fete. Abia am un prieten cu fecioară și știu caracterul unei fecioare. Fetele sunt rele. Da, te avertizezi de pe trebuie să le oferi atenție. O să mă descurc. Fecioarelor. Noi suntem băieți buni, dar ele nu sunt ok. O să mă descurc cu ele. În afară de Mocanu, ele... Nu le bagi în seamă și ele nu crezi ce spun ele, înțelegi? Te teamă că te părăsește Alex? Nu. Dar dacă îl descalific astăzi? Da, proiect la fel cu el. Zi-mi ce te-a supărat, Jador. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Țin mai încolo când mă întorc, n-o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca... Vreau să plecați din emisiune astăzi. Ne luăm la revedere! Bogdan? Da, doamna Andreea. Ce ai? Pe toată lumea sunt supărat. Să nu exagerăm. Vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? În chestia asta cu Ana. M-a trimite cei niște bocei la noi să ne jucăm cu băieții. Vino! Mor! Doamne, ești travestit! Aoleu!
Are maxilar din ăla de... M-auzit, nu cred. Cum au alea. Așa. Colega noastră. Fata, m-a auzit. E frumos părul. Andreea o cheamă. Poate asta e Andreea. Fata, se uită la noi. Și că băiți că e brunetă. E brunetă unde? Pe rochii, pe unde? Și ce slăbuțe. Are cumva scris, la are cumva scris pe gât Power of Love? Asta cred că e, e model. Poate. Oare? Că e și slab, are și maxilarul așa. Și cum au ar fi tare dacă ar fi ce model. Ce vârstă a avut fostul tău? N-am prefăcut nimic la emisiune. Fostul meu iubit era mai... Dar e slab, e mai slab decât mine. Pare că da. Hai să o vezi. Roxana, vină încoa, uite bomba nucleară. Ce bun? Vine și uite-te. Uite, dă-ți părerea despre fiecare în parte așa. Părerea. Fii sincer. Așa. Părerea e sinceră. Ok, fii sincer. Ea e sinceră tot timpul. Păi, de tine nu prea am ce să zic. Te-am văzut de foarte puține ori la televizor și atunci am văzut în impostaza cu Bianca când te-ai dat de fostul iubit. Ah, ai văzut? Joc bine. De tine știu că ești cu Simina și mă bucur pentru voi. Și chiar îmi place cuplul vostru. Mulțumim. Și cuplul tău cu Roxana îmi plăcea foarte mult. Da, cu Ana nu o să-ți placă? Iorme, dar până la urmă trebuie să faci ce simți și ce ți-e ție bine. Băi, deci? Iorme, stai așa, din profil. Acum zi. Nu o să zic nimic de Simina. Ce-a zis? Ce-a zis? De ochii la jos, îți vad ochii. Lasă că... Uite. Nu o să zic... Azi. Ești drăguț. Zi! Te-am zis. Ce? Ești drăguț. Stai cu minte, mă. Stai cu minte, bă, băieți. Iar începe asta. Catifeaua. Catifeaua, ia. Să nu mai zici la niciunul că-i drăguț. Altfel nu mai vorbesc cu tine. Și tu ești drăguț. Bine, Bobby. Ce-o miste pe patru. Ia uite la Bobby. Ia uite la Bobby. Ești supersonic. Îmi plăcea. Iar pe tine nu te cunosc. Ești nou venit în casă, nu? Pe săptămână. O să avem timp să vorbim, să ne cunoaștem, o să-mi formez o părere. S-a plecat, rabatat. Ce zici, Andreea, îți plac băieții? Ești pus lui că e drăguț? Nu am preferințe. Normal, pentru că tu că ești... E lui? Da. Normal, și-am și pupat-o. Și-ai pupat-o? N-ai fost pe fază. Nu, mă, îmi părăsesc. Dau divorț. Îți dau bloc. Stai cu minte, mă, e greu. O să-mi formez o părere și despre tine pe viitor. Da. Deci, bătălia se dă între mine și Ador. Care dintre fete crezi că o să te înțelegi? Simina. Ana. Raluca, da, pe care a plecat. Ana e compatibil cu toate fetele. Raluca rămâi. Da, și bănuiesc că și cu Ana. Eu n-aș vrea să... Ce? Bănuiesc că și cu Ana o să mă înțeleg destul de bine. Cu Ana? Da, bă, ești la fel ca Ana. Bă, nu știi, mie mi se pare, eu așa te văd. Mi se ai pare ceva că... mult, 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 mult... Mai mult de arătat. Mai mult de arătat. Așa mi se pare și ai, mie. Ai ceva în tine. Ascuns, dar nu foarte bine ascuns. Da, da. Te trădează ochii rău tare de tot. Te trădează ochii. Probabil din cauza emoțiilor. Nu, dar nici o secundă. Te-am citit emoții când te-am pupat acolo. Dar așa de la distanță, parcă ar trebui să avem noi emoții. Așa te uiți la noi. Da, da. Vai de cap, ce fac aia. Ah, nu, Michael Jackson. Dar pare așa. Dar nu mai zic, nu mai zic așa. Ce? Și nu așa, așa pare. Dar ești că e Michael Jackson, vrei să te vin ce fațare. Michael Jackson direct, dar dacă e femeie. Mai de cap. Asta chiar e urâtă. Vrei să zic că eu ai fi o rea, dar asta chiar e urâtă. Dar cine era? Fata. Dar eu sunt rea. Eu cred că e din a una din astea se potrivește. Păi fata, de ce gaură are bărbiești că e Michael Jackson? Nu? Uite, dacă avea să mă cere, chiar Michael Jackson. Ce era? Faceți chiciați. E, ceați. Stai că e acum aia prețoasă. Ia, cum ai vorbit, mă, rând. N-ara ca Michael Jackson, nu? Noi nu bărfim fata. Ha, nu? Nu. Ia, uite, s-a făcut ștete, săraca, că s-a... Are ce zodie? Fata curată, frumoasă cum e, are tot dreptul să fie ca ce zodie. Fata, normal. Ce zodie ești, Andreea? Fiecare mă, exact. Ești zodia. Da. Pare berbec. Eu zic că... Dar pare infipt, așa, taur. Eu cred că e... Capricorn. Taur. Capricorn, Capricorn. Nu mă plăbiți, vă rog eu! Are zâmbetul. Băie, că tata asta nu suntem gemate! Iacule, te lase, salut! E nebună, mă, să mă rog. Băi, băi! Roxana! Da, zâmbetul.
schimbește frumos. Da! Zici că ești doar din chiar frumos! Ce? Chiar sunt frumos. Ce? Îți place filmul ăla tare de tot. Domnul, îmi place rău. Ce era mai preferat? Ei! Simona, nu mai țipa! Da, așa, să vin la tine. Da, dar sunt cu toți băieții noi. Asta nu e băiat, ca să dansez cu el. Doamne! Da, să dansez, ea e cea mai bună la Vindo? Dans. Vindo? Prima! Bă! Dar nu mai te țipa! A, bă, Simona! Nu mai te seama. Motive. Da, am văzut. Gen, știi? Ia, ia. Simona, nu place fată cum arată, ce ai? Place să-i fac? Doamne, mare fată să-i zic. Mai există una care are 5 camere în inimioară și... Mamă, Berna, de tine zice asta? Iubitoare? Băi, frate, n-ai vrăciunat atât de multe fete în casă. Na, de asta. Ce bine era cu None. Țineam locul ocupat acolo, protejam. Atâta oră, nu? Fata, dar e zitirită, rău. Dar are emoții, fată. Deci dacă își adună zice, dacă își adună zice că vrea să o cunoască. Aia? Fata, dar stai să auzim și noi cu fata. Doamne, fă-i fată, ce caut asta aici? Nu mai pentru că fiecare vorbă sau fiecare gest de al tău poate să fie interpretat de ele. Sau poate să înțeleagă cu totul și cu totul altceva față de ce vrei tu să exprimi de fapt. Clar, clar. Și că? Da. Nu dai geaca aia jos. Stai pe... Da, tu ești o fată deșteaptă. Da, faci da. Asta eu. În două minute de la asta. Da. Bă, și-ador dacă zici două, trei cuvintele și... Da, da, e, da, da, da. Leșină. Cine știe cu ce vede omul la tine? La... Da. Cu proaste, dai seama. Ia uite ce se uită Alex. Hai la foaie locul. Hai la dor, că a venit pentru tine. Da. Băi, ia-ne tu pe care vrei, ca să, nu știu, pe care preferi. Păi a zis, băi, care ți-e ție? Păi, trebuia să mă invit tu la dar. Alor, da. Te rog să mă scuzi că sunt atât de nesimțit. Da, e înăltuță. Da, e înăltuță. Da, e înăltuță. Mă, lasă cu pe ea, ca și nu dai pedapsă, le zic. Dacă pe tocuri, nu e înalt. Adevărat, dar nu dai pedapsă, da? Ce să mai vei? Nu, eu zic că e înaltă, mă, că e slăbuț așa. Doamne, ia, dă-i în cap, fată, bă, nesimțită. Dă perna, dă perna, dă perna. E că ea nu o să dea tare. Nu, că nu pot să dau. Nu mă, nu o să dea, mă. De ce? Da, repede. Du-te, da. Da. De sincer, nu mi-a căzut bine că a dansat cu Jador. Și chiar am zis despre ea că nu este fată așa de frumoasă cât ne imagineam noi fetele în casă înainte că o să vină o fată, mamă, brunetă, frumoasă pe placul lui Jador sau lui Mocanu, cum și-a dorit ei. Bă, ia, luați-mă unul la dans, bă! Simona, nu-i frumos! Mergem amândouă, ce zi lăsa? De ce evită fata la dans dacă nu se face? Da, el cred special face așa.
Nu am simțit nimic pentru ei în momentul în care am dansat. Îmi doresc să-i cunosc foarte mult pe toți concurenții, atât băieții cât și fetele. Iar pe viitor să vedem dacă o să se lege ceva între noi, mai mult decât o prietenie sau nu. Adică un gentleman, Bogdan, s-a dus el la dansat. Da, și tu, tu n-ai făcut-o chiar așa, ai dat-o cu pena de așa. Dar mi-a fost milă, fată, și nici mi-am nimerit. Foarte și prost. Da. Dar cum am dat? Ușor. Frumos. Da, ce da, dansat. Mă, și speriată, că a murit o soară. Da, da, mă, mi l-am cum am auzit. Așa, că... Ai să râs de mine, nu? E înaltă fata. Așa, așa da, cu fata, Ana, cică la alea. Cum ar fi, doamnă, rochea să facă la Luca? Ești o picat pe el, din fata. Ai, da, e tare, e tare. Dau chiar, alo, făcea la Luca, știi? Eu zic asta. Fata, ce emoții am avut noi prima oară. Mi-a tremurat paharul cu apă în mână. Eu am avut noroc că era în Marea Luca aici. Da? Da, a, da, că te-ai început. Da, eu când am intrat, că am stat acolo jumătate de oră să vă strig. Cum adică? Păi mă băgau în seamă, se certau acolo, mi-au făcut și pușcăriță de toate. Roxana, voi zic ca să... Eu tot, alo, am venit! Te strigam nimic. Știți filmul ăla cu Jador și cu Talida? O să mai vedeți din nou. Ce bun! Ce film, fată? Nu știu de ce plec film. De ce? Că știți filmul ăla cu Jador și cu Talida? Așa vorbește Jador. Așa vorbiți cu Talida. Ca și cum că el o place, că ea îl place da. Și el. Și acum la fel cu asta. Și că iese din milă. Da. Ne-ați văzut că Jador e primul care s-a dus. Bă, eu-l cunosc pe Jator. Câte cât, dar nu e cineva. Fata că mi-i place de aștia, ce ai? Fata, dacă el o să zică că vrea să o cunoască și stă așa ce să îi dea speranță, să fie urât din partea lui și eu. Da, nu cred că fata speranță. Fata așa a făcut cu fiecare fata care a venit aici. Fica nu-i plăcut. Dacă îi spune că vrea să o cunoască, săriți toate cu gura să-mi sar eu. Să spuneți, băi, ce mincinoși, da, 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 o să da. Zicem. Vorbești și prost. Vezi că ne vede. Păi, bună! Îți place de fata, nu? Ai vrea să o cunoști? E drăguță, da. Ai vrea să o cunoști? Da. Mincinosule, tu așa le faci la mincinosule! Fata, fata, vezi că așa ne-a făcut la toate pe rând și după zicea, mie nu-mi place de tine, nu știu ce. Și că vorbești cu alții. Da. Băi, stați cu mine! Așa, cine vorbi? Blondo, 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 taci din gură tu! Nu știu cum îndrăznești tu să vorbești, tu! Cum ai cunoscut-o și pe Talida, știi tu? Și ai scos-o la de-i din milă. Pentru că e ură ceea ce faci, ai dacă înțeles? Dacă... O cerci cu toate fetele și după le găsești cât un defect. Da, 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 un motiv, da, da, da. Da. Păi tu ești... Ce bă, lasă-mă pe mine, e vorba că așa ai făcut Talidei. Trebuie să danseze cu cineva. Să alegi un băiat care să danseze. Nu sunt chiar profesionist la dată. Nu, ales să ia cu pia. Ea trebuie să aleagă. Nu, ia a zis. Părăsește Alex? Nu. Dar, dar dacă îl descalific astăzi? Da, proiect la fel cu el. Zim ce te-a supărat, Jador. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Țin mai încolo când mă întorc, nu o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca. Vreau să plecați din emisiune astăzi. Ne luăm la revedere! Bogdan? Da, Dan Andreea. Ce ai? Pe toată lumea sunt supărat. Să nu exagerăm. Vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? În chestia asta cu Ana. Cu ce te ocupi? Sunt fotomodel. Știi cum o cheamă pe ea? Da, Bianca.
venit pentru o fată? Anume? Îmi place de ea că e foarte bronzată. Seamănă un pic la freze cu Beni. Da, mă, uite și că e Beni. Mă, că e varianta mai urâtă. Ce-mi place să dansez cu tine. O să te rog să-i transmit, să lase la valiera și să părăsească această emisiune. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. Ți-e teamă că te părăsește Alex? Nu. Dar dacă îl descalific astăzi? Da, proiect la fel cu el. Zi-mi ce te-a supărat, Jador. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Țin mai încolo când mă întorc, n-o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca. Vreau să plecați din emisiune astăzi. Ne luăm la revedere! Bogdan? Da, Dan Andreea. Ce ai? Pe toată lumea sunt supărat. Să nu exagerăm. Vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? În chestia asta cu Ana. Cu ce te ocupi? Sunt fotomodel. Știi cum o cheamă pe ea? Da, Bianca. Ai venit pentru o fată? Anume? Îmi place de ea că e foarte bronzată. Seamănă un pic la freze cu Beni. Da, mă, uite și că e Beni. Mă, că e varianta mai urâtă. Ce-mi place să dansez cu tine. Trebuie să danseze cu cineva. Să alegi un băiat care să danseze. Nu sunt chiar profesionist la dansa. Nu, ales să iau cu ea. Ea trebuia să aleagă. Nu, ea a zis, ia. Sau m-am înșelat? Ești! Stai, ok. Dă-te. Ce faci? Păi stai că nu-i frumos, bă, s-a găsat. Bă, dansezi cu mine. Da, dar v-ați zis cu fata, ce-am vrea că dansezi cu fata? Și am zis, dacă o să fiți, o să vin și te dau la o parte. Ia și la asta ce faci, te zâmbăreți are. Da. Ești că doare pe Moca, nu ai văzut? Că era lângă ea, cu Roxana. Da, am văzut. Te zâmbe fals are ăsta. Da. Cică? Direct. Ce zâmbe fals are, nu cred! Și ce le-ai zis la fete înainte? Că dacă are aia tupeu, îi dă de furculiță. Și de-aia a venit cu furculița. Și n-am fost să fie simțită și de-aia mă rog că tot. La fata să-l lași, mă. Nu știu, 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 nu știu,
cu mine, dar și doar cu prietena ta frumoasă. Atât. Mine, prietena mea frumoasă, îmi place să dansez cu tine. Nu mai am, abia m-am pus. Hai, du-te în partea aia, stai în capătul ăla. Nu, stai în capătul ăla. Adios, bambino. Ce dansează ăștia doi? Prietenul meu frumos. Pentru asta chiar frumos. Ceau, prietena mea frumoasă. Dansam liniștit cu fata cea nouă, Andreea. Și deodată a venit Roxana, s-a băgat între noi. N-am înțeles exact de ce a făcut lucrul ăsta, deoarece noi ne înțelegem foarte bine, suntem prieteni și i-am spus și fetei cea nouă, pentru că ea m-a întrebat, oare o să vină și acum să ne despartă cineva, că ea a fost despărțită și deja doar că a venit Simona și a fost despărțită și de cine a mai dansat cu ea. Și am zis, nu, la mine sigur nu o să vină nimeni să ne despartă, pentru că n-am nicio relație aici și totuși a venit Roxana. Ce faci? Nu știam cine e, că nu... Cum e fata nouă? Dar de ce nu îmi răspundeai când te strigam? Da, n-am auzit. E, pe dar nu ai auzit. Pe ce nu? Serios. Cum e fata nouă? Nu e fata nouă. În raport. Am înțeles, nu-mi trebuie să mă zic. Hai, du-te, în casă la tine. Ai tu, mă iubire. Ce o să vină fata și băiat, ea e. Dacă vine fata și nu vine niciun băiat... E la măr. Ai venit deja, oricum ai încălcat. S-a speriat de toate. Mamă, tu și-ai împins-o. Am împins-o? Nici nu mai țin minte, știu doar că am dat-o la o parte. Tanga la ule! Ia, băie, n-a văzut mai să mă... Nu mai vreau. Dansez cu alta. Dar serios, fată, ia ce-ți dansez ea cu el. Las că dansez cu prietena ta. Stau aici să ce să... Da, dă-mi un pusing. Vii după, da? Să vedeți ce priviri v-a aruncat Bogdan. Băi, frate, deci dacă mă uitam la Andreea și la Jador, se uita bine la mine, dom'le, dar unde mă uit eu, de ce mă uit pe Andreea așa tare? Mă întorceam partea asta, mă uitam la Roxana, la Iancu, se uita bobiciul la mine. Te-am văzut, te-am văzut. Ce privire le-ai tras. Unde vrei să mă uit? Deci la fel m-am uitat și la ei doi. Deci să înțeleg că ai renunțat la Ana. Cum? Ai renunțat la Ana? N-am renunțat la nimeni, frate. Așa s-a văzut, așa a înțeles și ea, ce că... De ce a înțeles ea? Că am luat-o pe Andreea la dans? Și a zis că este singură. N-a zis, fata, că... Pentru că tu... Și bă, a zis ăsta... Rafa știe el că eu vreau 100% să fac cuplu. Eu zis Rafa, e Bogdan, 100%, e mort. Așa a zis. Așa eu zis, Rafa. 200. Tu așa e, dar știi 200. Tu cât vreau să fac. Ea vrea să facă, dar nu vrea să se grăbească, cam asta e ideea. Da, mă, lasă că nu vreau să mă grăbesc. 200, 900. Eu zic ce crede el. Nu, zic că el știe că eu vreau 100%. Părerea mea. Pe... Că știu de la tine. Mă, știu, voi. Dar parcă și tu ai spus. Că ce, că eu vreau 100% să fac. Gală, nu mă știu, parcă ai spus. Nu prea țin minte informațiile interesante pe formii. Nu am explicat niciodată. Ce dur e Rafaela, bă, n-am văzut așa ceva. Am spus părerea mea, frate, că te văd că stai lângă ea. Da, dar spune-i, vezi că părerea mea e că Bogdan vrea așa, nu că vezi că știu eu sigur știu că Bogdan eu, da, vrea. Știu eu, nu e adevărat, nu știu ce simt eu. Nu știți voi hai ce hai de unde să știi, mă, lasă, lui să-i spună ce vrea și ce are de gând. Se vede, Bogdan, nu mai tot da pe o curitică, se vede că... Ai strânit gelozie pe aici, Andreuța. Da. Cunoștință și ne mai vedem. Pa, pa. Dai jos, mă, ce te ridică. Hai. Bună. Bună ziua, bună ziua. Bucuroși de oaspeți. Ce faceți? E, te așteptam. Te așteptam pe tine. Vreau să spun niște întrebări importante în casa Puterea Dragostei. Am emoționat, tot vreau să fac cunoștință cu voi. Andreea Ghinescu. Andreea Ghinescu. Andreea, mai bine. Andreea încântată. Berna, pare bine. Andreea încântată. Dar poți să spui Berna. Andreea. Hai mă! Berna. Spui și Berna. Berna. Te spune și la tine de Berna. Da, cum ai zis? Unde e pătul? Până la Andreea. Prelandez. Da. Prelandez. Da, bărcă, dă-te-și tu alea, nu știu. Bă, dacă ești... Simona, numai acolo, vezi. Am zis-o pune lângă tine și o răscânde. Da, și că se vede acasă când... Cred că vrea să o cunosc cu Andreea. Îți place de Andreea, de vrei să auzi ce întrebări punem noi?
Hai că pui o prima întrebare. Ia, aveau eu să întreb ceva. Câte ne-ai? 20. Mulțumesc. Sau ai fost fotomodel? Sunt înscrisă, dar nu am profesat în treaba asta. Încă. Ce zodie? Unde ai luat-o? Sunt fecioară. Pe așa pare. Foarte frumos. Ai emoții? Cu băiat 4 ani. Da, chiar am. Acum? De ce mai puțin fie? Decât aveam înainte, dar... S-a trecut așa. Mă împărc să mă obiunesc. Da, da. Sper că te-ai supărat pe noi. Nu, așa eu știu de am făcut așa față, dar bine, inițial vreau să mă duc acolo, să vă despar și după să-l las în pace. Să de la porumb. Dar... de glumă, știu de glumă, nu știu supără ce asta. Nu, foarte bine. De la porumb, dacă mănânci porumb și tu așa să faci și pentru cineva anume sau nu, să cunoști? Am venit să cunosc. Atât pe ei cât și pe voi. Și de care băiat îți place cel mai mult deja? Că acum că ai văzut fizic. Nu știu. Păi fizic, i-ai văzut. Fizic, dar ai urmărit emisiunea? Da. Am urmărit de când a intrat Andin. Da, mă, lasă-mă. De când a intrat ultima oară, trebuie să vedeți și băiat. Nu vine, bă. Să vină că s-am zis că te vine băiat și nu. Bine, dacă trebuie să vină cineva, veni să-i spuneți că el vrea să stea aici să se descalifice. Fizic. Cu mine. Dar nu. Îmi place de Bogdan, cum arată la fizic. Ian, cum mi s-a părut că arată și el destul de bine. Și Bobicioi arată bine la fizic, adică nu. Wow! Te văd că ți-ai... Simona! Dacă îmi dozi că nu vine nimeni... Adică băieți au ales? Da. Nu mai vine. Ia... Și pe mine m-a ales, prima trapă m-a ales. Da? L-am ales pe Iancu. Sper să ne înțelegem. Eu nu am venit cu rea intenție sau dacă v-ați părea pe mine că am dansat cu voi sau ceva. Eu știu că ați venit, dar zic așa în general. Nu, chiar nu e decât o relație. Eu chiar vreau să ne înțelegem bine și nu vreau să existe bisericuțe sau... Da, ce față să deja există. Da, chiar cu cine ți-ai dorit? Pe mine, scuză-mă, dar nu te cunosc. Aș vrea să te cunosc. Dar și nu cred că vezi doar una. Nu prea. Oricum îți dau un sfat, să n-ai încredere în nimeni. De aici nici o fată și nici un băiat. Nu sunt rău, mai ales sunt fete, femeie. Decât în tine. Am mai auzit sfatul ăsta tot la voi. Tot la noi? Ce? Să n-ai încredere nici una și nici un băiat. Ia deja, să uită din emoare. Într-o zi ați spus la fel una dintre voi treaba asta cu încrederea. Doar în mine. Dar cred că dai tu seama de oameni. Și în mine? Da. Să te încrezi mai... Eu sunt cea mai frumă. Cine te încrezi în mine, nu? Te teamă că te părăsește Alex? Nu. Da. Dar dacă îl descalific astăzi? Da, proiect la fel cu el. Zim ce te-a supărat, Jador. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Țin mai încolo când mă întorc, nu o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca. Vreau să plecați din emisiune astăzi. Ne luăm la revedere! Bogdan? Da, Dan, Andreea. Ce ai? Pe toată lumea sunt supărat. Să nu exagerăm. Vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? În chestia asta cu Ana. Cu ce te ocupi? Sunt fotomodel. Știi cum o cheamă pe ea? Da, Bianca. Ai venit pentru o fată? Anume? Îmi place de ea că e foarte bronzată. Seamănă un pic la freză cu Beni. Da, mă, uite și că e Beni. Mă, că e varianta mai urâtă. Ce-mi place să dansez cu tine. O să te rog să-i transmit, să lase la valiera și să părăsească această emisiune. Ești la facultate? Da, sunt anul întâi la facultate. Și nu ești în sesiune acum? Nu eram. La ce facultate? La ASE, Egiptia Management. Mi-ai de asta m-a întrebat dacă e Scheria. Dar nu, de ea ziceam. Ah, gata. Ești o femeie rea, o fată rea. Ești o fată rea? Ești o fată rea. Îți dai seama că nu zici acum. Îți dai seama că nu zici acum. Și ultima relație? Când a fost?
ca și mine. Mea relație a fost acum 2 luni și un pic. A fost destul de rece. Relație serioasă? De un an de zile, da. Super. Mult. Dar am... Fata, să știi că noi astăzi nu am gătit ca să te servesc cu ceva, dar îți dau niște căpșuri. Și n-am gătit, noi nu gătim niciodată. Nu trebuie. Mulțumesc mult. Și mă vrea să repare ce au greșit. Același film, mereu. A fost o iluzie. Da, e frumos. Da, dar mai bine gândești ce-l scoți în jur. Sincer, Roxana, mă așteptam să vină. A dat-o la o parte cu Dan. N-am așteptat în momentul în care am născut Bogdan. Da, dar nu mai suntem împreună de mult. Poate, da. Ești la zi, știi. Ia, vine-o ca Bobby. Băi, nu, am să dovedești. Pe Dan, nu mă interesează. Băi, mă, super. Îți dovedește. Nu dormeam, pe cuvânt. Pe Dan, să-ți. Păi dacă nu dormeam. Ești cu capul? Eu zic că nu dormeam, păi nu dormeam. Nu mi-era frică de pedeapsă. Nu mi-era frică de pedeapsă. Hai mă, vezi ce pedeapsă-ți dă. Ba, mă, frate, că nu te pun să mănânci. Hai, bine. Că mi-i... De fapt, era rău dacă îl puneai să mănânci. Vine-o cu-a. Mamă, dar dincolo părea așa nesuferită. Da, că știi că toată lumea spune că la prima întâlnire par foarte arogantă și... Da, îți dau eu, mă. Nu știu de ce. Toată lumea mi-a spus treaba asta. Deci ca și cum... Și gen, te uiteai așa într-o parte... Îți place Rafa? Dacă îmi place Rafa? Da. Ce, eu cred că mi-e mor după tine, că l-am văzut cum zâmbesc. Să-l cunosc. Ia... Tu fac bocii. Asta vine când vrea el. Ce faci de când ai trebuit fața voi? Mamă, ce mă, pică, ai auzit că a zis că arăți bine? Ce ai venit? Mi-a dat asta pedeapsă, căci că dormeam. Pe ce? Și asta e pedeapsă? A, nu! Ce pe ea? Nu! Nu! Hai, bă! Au cartonaș! Bă, vină odată! Bă, nu mai țipa! Trebuie să vorbești? Bă, ai pedeapsă! Iancule! Am zis să te văd! Iancule, ai pedeapsă! Păi, stai că n-am trecut! Și tu ai pedeapsă! Nu vrei! Da, am mâncat! Ai pus că tu nu, și tu ai pedeapsă! Nu, i-am mâncat! Băi! Dar nu vreau cu el! Trebuie să-mi placă și mie pedeapsa! Tu cere scuze, tu cere scuze! Nu! Dați mâna, sunteți prieteni, sunteți doi oameni care vă placeți? Nu, nu vreau! Mă, dai vrea ce nu scuze! Dar ce treabă am eu în pedeapsa asta? Hai! Ești victimă colaterală, nu mă dragă. Hai. Am mâncat pește. Roxana cu mocană. Hai, că nu mă bătă. Ce-ai, mă? Treci, pedeapsă. Băi, dar nicio fată nu vine nici la noi, frate. Johnny, bravo! Bogdan, aici în fața mea. Hai, mergi în partea, stai cu Roxana 10 minute în camera aici. Vorbesc. Ba da? Da. Vreau să stai? Stai acolo, du-te acolo, că l-aduc eu. Măi, ești aproape. Nu te atingi de el. Nu te atingi de el. Vorbești. Tu vezi că dacă te-ai la minte... Du-te, mă, frate, și vorbește! Mă, că n-ai de ce să ne pedeam, că am întâlnit acolo când... Nu știu că să nu era nimeni. Dacă nu, dacă nu, îi dau date lui asta, îi dau date, mă jur că îi dau date lui Ana cu Bobicioiu. Dar nu mai înțelegi așa. Du-te și fă, că îi dau date, mă jur. Nu am întâlnit acolo când... Bă, du-te, mă, frate, vrei să... Nu vreau să meargă toată lumea. Eu de o să știu, te-ai încurcat, asta e. Da, m-am intrat, tu mi-ai zis, vezi că bus și m-am dus acasă. Am mai stat vreo secundă în plus, o secundă am mai stat în plus că mi-ai spus. Da, mă, dar e trecut. Ce vrei? Da, frate, nu știu, nu era nimeni. Nu era o persoană, nu era aici în casă. Bă, numai, toți fac, numai tu nu faci, bă, numai tu mă, nu faci. Mă, frate, eu am intrat, mi-ai spus bă, că toți fac, numai tu cu zero agru. Lasă, frate, că i-am rămas dincolo când au stat. Da? Hai, mă, te-ai pedeapsă, da. Era rămas da. Dincolo, m-am întors acasă. Da. Nu, frate, mă, lasă, am intrat, am văzut că nu am întors acasă. Hai, dă-i pedeapsă, dacă nu-i decarnași, zboară acasă. Tu te mă, acolo. Hai să zic ceva. Băi, frate, accept când ai văzut că am acceptat, dar acum am intrat, am stat cu femeile. Bine, dă-i pedeapsă, de la oameni răba și dau capăt. Păi, dar eu te-am respectat, scuze-mă, tu nu mă respecti? Măi, așa la... Păi te-am respectat, tu nu mă respecti? Nu înțelegi că eu trebuie să dau, că după aia o să dau, că toți cum vreau. Lasă, dacă te supăr cineva, îmi spui atunci. Dă-i pedeapsă, mă, tu stai să asculti postul. Aia ăla nu se ține de pedeapsă, ai și din gură din urmă. Bobicioiu, nu mai. Hai, că ești aici în casă la. Ăla are un nume, Bianca. Du-te dincolo și nu mai. Ce? Dar ce a făcut Bogdan ca să te pedeapsă? Păi, Jador deja insistă asta. Nu, a zis Bogdan, că l-am întrebat eu, dar cui dai pedeapsă? Și că lui Bogdan, că ce? Că n-ai știut să-mi zic. Ce vine acum? Tu! Iar vezi, mă! Dar să fii legat de ce-ai schis, de vă plimbați ăștia, că mi-am vorbit. Pedepse! Zi, vrei să te descalifici? Rafa! Ușile casei sunt deschise. Nu! Sau? Du-te acolo. Jador!
Am intrat, mi-ai zis nu. Bă, bă, ținuta asta nu, nu impune, trebuie să... Bă, te-ai sănătos, frate, dacă nu știam ce ai! Ia fi atentat, doamne, eu nu mai treabă! Na, nu călcare cu nirivoit, că nu știam, ești nebun, ce ai? Nu! Da, ia, da, mai grea dă-i, dacă are figurine. Bă, o duc la Dic cu Bobicioiu, mă jur. Vorbim cu doamna Andreea și explicăm frumos, că n-ai nicio sens, ce ai? Bă, trecut, ai trecut, n-ai voi! Măi, băiatule, nu-i voit, am trecut vreodată, n-am trecut, du-te! Trimite-mă cu Bobicioiu. Păi treci mereu, că ești primar. Păi treci mereu pentru să-l duc pe Bobicioiu. Pedeapsă mai mare lui Bobicioiu. Jador! Pedeapsă mai mare lui Bobicioiu. Da, și lui Bobicioiu. De ce, mă? De ce? Când cum adică de ce? Am stat, când o să respectați, am stat două minute și am plecat. Ce vrei să fac? Dar nu trebuie să stai două minute. Când o să respectați ce spun eu, atunci. Fiate, fiate, da, deși răzimul ăla, pedeapsă mi-a dat cu mine. Mă duc, dar nu mai ai ce scuta cu mine. Și mei. Vă bate voi joc. Tu, Măcanu. Frate, am stat două minute, dacă nu vorbesc eu, ce vrei să fac acolo? Tot degeaba. Dacă nu vorbesc eu, în grădină. Roxana. Păi da, calmați-vă, frate. Dar nu zici niciun timp. A zis doar că se rezolvați, dar să vă cer scuze. Păi nu ne-am cerut scuze, am plecat. Și am stat și am plecat. Ce vrei să fac? Mă duc și dorm acolo, nu zic nimic. Tu n-ai voie în grădină. N-ai voie, că sunt doar eu cu el. Ce ți-l chemi? Pă, Mr. Sexobit. Cât trebuie să stăm? Cât trebuie să stăm aici, bă? 10 minute. Cine a 10 minute? Jador. Cred că Jador aplică pedepsele astea pentru a face înțeles tuturor despărțirea dintre Bogdan și Roxana, dacă este adevărată sau încă ține la ea sau nu. Jador, cât trebuie să stăm în grădină? Jumătate. Eu, jumătate. Voi doi? 20, 50, 15, 20, 25, 30, așa. Deci la și 10. Băi, ai zis 10 minute! La și 10 o să ieși. Băi! Băi! Ai zis 10 jumătate minute! Jumătate ori stai, fără... 10 minute, fără, ai zis prima oră, pe deasă! Acolo stai. Ai zis 10 minute! Du-te acolo. Cred că Bogdan vrea să scape de Roxana cu orice preț și ar trebui să-i săpăm cât un tunel ceva când e vorba să fie ea prin preajmă, să poate să evadeze. Jador, vezi că Bobica vrea să dea în mine. O, dau în animale. Bă! Dar nu mai vrei să mai fac parte. Hai, gata. Bă, dă drumul la aerbuchit foarte clar. Ai, gata, Bibi, gata, nu mai, lasă-mă, te rog eu frumos. Vorbește, stai lângă el, nu mă interesează. Dar n-am ce să vorbesc cu el. Stai jumătate de oră, unul lângă altul. Ce miște plâns cum am plecat de aici? Pentru că și eu sunt lider la timpul meu și la timpul meu, la frândul meu, Doamne ferește. Stați acolo, vorbiți de ale voastre. Dar ce să vorbesc, mă, frate, nu, că nu ce vorbim cu el. Băteți-vă, omorâți-vă, dar nu treceți de aici, jumătate de oră. Dar e cald rău aici. Din partea Biancăi nu văd nimic, adică ea zice că nu mai simte nimic pentru Bobicioiu, nici el nu pare să mai simtă ceva pentru ea, mi se pare cumva că așteaptă fete noi și de fiecare dată când intră o fată nouă chiar vrea să le cunoască. Părerea mea este că nu se vor mai împăca, cu toate că mai există acolo niște sentimente, zic eu. Probabil din orgoliu, nu? Întreabă-i ce am zis, băi. Unde să știi? Păi eu știu că s-a deschis. Nu știu, păi nu da, frate, dar azi de-a pe televizor. Păi, dar eram la baie, frate, și când am venit... Nu, Simona, nu-i dai pedeapsă că a dat în mine? Nu. Nu, a? Cu ce a dat în cine? Cu piciorul, ești nebun, mi-a dat mai mult aici. Mi-a dat mai piciorul aici. Love is in the air. Ai pupat-o, măcar? Ai pupat-o? Hă? Mai am? Ai pupat-o? Păi nu e treaba ta. Ce fac? Simți o atracție față de Bianca? Bă, dacă dormi, îți dau pedeapsă, jur. Bă, nu te mai băga în seamă cu mine. Nu te mai băga în seamă cu mine. Trebuie ta. Nu te mai băga în seamă cu tine. Vezi că vii și mă uit. Dacă nu te mai băga în seamă cu tine. Închid-o să se intrează. Cine a stricat așa? Dacă nu vorbiți, vă dau pedeapsă încă jumătate. Zii să vorbească. Bine.
Ridic-te-vă și vorbești. Nu vorbi neapărat, dar nu dormi. Lasă-l să vorbească, dar vorbește tu și vorbești singură. Băi, lasă-mă, n-auzi! Uită-te! Băi, lasă-mă, nu mă interesează! Da, las că vorbesc eu. Eu am scos să mă așez. Tot ce este mai rău din tine. Și acum tu când mă vezi, rău de tot nebunești și te enervezi. Ești prea sălbatic pentru lumea aceasta și pentru secolul ăsta. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Avem două fete noi? Da, pune-mi la voastră. Andreea și Alexa? Da. Bună ziua! Și Bobicioaia. Și Bobicioaia. Ai Bobicioaia. Câteodată mai și minți. Câteodată te mai și prefaci. Mai mereu. Da. Iar persoana ta nu mă interesează, că ești prea sălbatic și ne... Nu te mai enervezi? Ești mut? A? Alo? Alo? Ați primit pedeapsă? El. Eu. Și e de rău? Nu. Nu, e o victimă. Simina, ești bine? Nu. Nu? De ce? Că mă doare rinichiul drept și am fost la spital și mi-a zis că n-am nimic la rinichiul drept. Și chiar ieri am vorbit cu cineva și eu mă plângeam că mă doare rinichiul și ziceam că mă doare de aici până aici. Așa mi se împrăște durerea. Și mi-a zis că și el are probleme cu rinichi și când îl doare, zic că simte că îl doare și piciorul. Păi da, o să duce piciorul. La picior. Da, da, eu când am fost la control, mi-a zis că n-am nimic la rinichi. Da, pe aici... Așa mi-a zis și eu, nu pot să dorm noaptea, am stat cu Alex până la 4 noaptea și vreau să vină la mine la hotel, că fetele dormeau. Eu am vorbit ieri cu Alex și ne-a spus aici da, anumite lucruri. Zis. Adică... Dar nu trebuia să zici. Eu de-aia n-am zis. Ce las? Acum... El a spus. L-a auzit deja toată lumea. Tocmai de aceea o să te întreb pe tine. Este ceva grav ce ai la rinichi? Da, eu știu că este grav de 2 ani. Și... De 2 ani? Da, și înainte să vin aici, adică după Revelion, câteva zile, a fost iar frig și am fost plecat la munte. Iar și m-am avut probleme și crize cu rinichi și am mers și mi-a zis că sunt mai bine. Adică nu am, aveam infecții la rinichi. Deci că sunt mai bine, dar nu sunt vindecată de tot și că ar trebui să mă interneze iar să încerce mai multe antibiotice, să vadă la ce antibiotic e sensibilă infecția de acolo. Și tot nu m-am dus cum era frică și am venit aici. În 14 ianuarie am fost în Istanbul. N-am mai... Ai avut vreun diagnostic anterior? Da, se numea pilonefrită, dar nu știu dacă este sau nu adevărat. Dar vreau să vorbim că m-am plictisit și nu vreau să fac monolog. Dorm? Nu știu că vin lângă tine dacă nu dorm. M-am plictisit, Doamne, cu ce am greșit să stau lângă omul ăsta plictisitor și somnoros. Și cu multă vrăjeală. Trezește-te! Moca! Moca, loca, cioca! Trezește-te că dau un chivet în cap. Trezește-te, mă, că m-am plictisit aici. Deschide gura aia și vorbește. Simina, noi am vorbit cu doctorul la care tu ai fost ieri. Important este ca tu să-ți iei tratamentul pe care ți l-a prescris, pentru că ai o simplă infecție urinară. Rinichiul tău drept este bine.
nu are absolut nimic. Bine, dar tot îmi doresc să plec acasă. Mai mult apă. Doamne, Andreea, nu ne dorim să plecăm acasă, nu vrem să mai. Eu am înțeles asta, dar nu folosi asta ca un motiv sau ca un șantaj pentru noi. Așa ce simt eu că mă dor, nu este un șantaj, că pot să plec. Normal, dar eu îți spun, nu ai absolut nimic. Ai o infecție urinară, punct. Da, în rest, nimic, nimic, nimic altceva. Alex, Alexandru, în casa voastră, vă rog. Ok, dar noi vrem să plecăm acasă, nu vreau să. O să pleci, te rog. Nu, o să plecăm. De ce nu pleci acum, Alex? O să plecăm, o să plec și eu și pe Simina. Că văd că... Păi o iei cu forța? Hai, ia-o cu forța, vine cu noi. Vino cu iubire. Nu, ia-o cu forța acum. Bine, dar plec. Păi nu, dar văd că s-a zis că cine își dorește să plece acasă poate să plece. Tocmai de aceea te rog să pleci, Alex. Bun, și Simina vrea să plece. Dar eu o văd că stă pe canapea. Păi, de ce nu pleci? Nu înțeleg, de ce nu pleci? Acum. Ușile sunt deschise, spun mașină la dispoziție, bilet de avion, ce mai vrei? Bun, Simina, mama ta este supărată pentru că ai aceste dureri și că nu poți să mergi la doctor aici. Ai fost ieri, ți s-a spus că ai o simplă infecție urinară, care da, într-adevăr, este dureroasă. Nu este o răceală ca să te usturi atunci când mergi la toaletă sau când, nu știu, să ai anumite alte simptome. Nu! Infecția urinară pe care o ai tu este o infecție mai puternică. Da, pentru infecție. Că eu stau aici răcit deja de două săptămâni, răcit astea a doua săptămână. Simina, nu vreau să discutăm despre ele aici în emisiune, sunt și alte cauze. Da, dar nu mai vreau să stau, Andreea, nu mă mai simt eu bine. De ce să stau aici dacă nu mă mai simt bine? Infecțiile urinare pot fi făcute într-un stadiu atât de grav și în urma relațiilor intime. Nu este adevărat. Mi-a zis și asta doamna Victoria. Asta a spus doctorul. Asta. Da, a spus că se poate din mai multe cauze. A zis că infecția asta poți să iau și de pe toaletă. Deci exact. Se poate tot timpul pe asta. Păi da, aici nu e vorba de răceală. Aici nu e vorba doar de răceală. Păi da, eu știu, infecția asta eu am făcut-o foarte des. Eu sunt foarte sensibilă. Cum trag un pic frig la spate sau la picioare, cum răcesc. Zi, e supărat. Da? De astăzi? În general? De trecut de mult sau? Doamne ferește, nu mai pot, mă doare capul. Ce îți place să stau așa? Ai zis că o să-mi zici măcar bună, na. Nu. De ce? Nu meriți. De ce nu mai meriți? Că doar alea le-a făcut atunci. Doar alea a făcut atunci. De mult. Ai zis că nu merit, după ce le-am bătut, n-am mai făcut nimic. Când se rupe portretul la fata asta? Dacă vezi că nu-mi place ideea, dacă fac portret. Dar nu-mi pasă mie de asta, nu mă interesează. Nimeni mi-a spune asta, o cheamă Ana. Asta nu mă interesează de portretul tău urât. O cheamă Ana. Asta nu mă interesează de portretul tău urât. Asta, nu mă interesează de portretul tău urât. Ei, uite și de asta nu-ți mai zic eu bună. Că dacă încercam să caut o scuză, puteam să zic pur și simplu, nu mai vreau să stau, îmi puneam să steam acolo pe canapea până mă eliminau toți din casă. Și atunci de ce nu mergi? Nu mai vreau să stau aici, nu mă mai simt eu bine. Nu, de ce nu mergi la doctor? Pentru că nu mai vreau să rămân în Istanbul. Nu cumva sunt altele motivele? Nu, chiar nu. Se teamă că te părăsește Alex? Nu, nu. Că el a rezistat cât aș rezista eu, sunt sigură că ar sta aici cât aș sta eu sau până ar fi eliminat să plec cu el. Da. Dar dacă îl descalific astăzi? Da, plec la fel cu el. Îmi doresc, vreau să, dacă nu o să ne înțelegem, i-am spus și lui, nu sunt sigură că vom fi sau nu vom fi, cum nu pot fi singură pe niciodată, pe niciun alt băiat, dar vreau eu singură să încerc, să-mi dau cu capul și dacă am dat greș, este riscul meu. Și de ce nu faceți asta când se termină emisiunea? Pentru că nu mai rezistăm psihic. Nu mai simt așa că mă cer, mă deranjează și dacă aud că plec că e cineva, tot mă deranjează. Deci ai luptat degeaba. Vrei să le dai satisfacție tuturor. Și fetelor care rămân în casă, dar și celor care au plecat deja. Am zis, eu cred că am câștigat destul. M-am întărit pe mine foarte mult. Văd. Da, m-am întărit ca să mai fiu așa sensibilă. Eu înainte plângeam foarte repede la orice. Aici m-am întărit și m-am... Păi tocmai că dacă fac o comparație între Simina, care a intrat în această emisiune acum ceva timp și care spunea lucruri pe nume și se războia cu toată casa și lupta pentru ceea ce își dorește, cu cea de astăzi, care minte și care folosește scuze pentru a-și atinge scopul. Nu mi-a
ating, nu vreau să-mi ating scopul. Dacă voiam să fac asta, puteam să plec cum au plecat și alți concurenți, fără să anunțe, și să am riscul de a fi dat în judecată să plătesc clauza. Dar nu am făcut asta și am zis că mai bine îmi spun dorința de a pleca. Le-am spus și băieților în gală să mă voteze. Nu a fost să ies, că oricum câștiga Bianca. Și dacă nu era după votul publicului, tot nu plecam eu, pleca tot Doru. Dar nu mai vreau să stau acum, să aștept iarăși gala, să am riscul să nu plec acasă. Așa, vrei să mergi acasă ca să mergi la doctor. Dar părinții tăi nu pot veni acasă să fie lângă tine când mergi la doctor. Ba da, o să vină unul din părinții mei și o să vină mami. Să stea cu mine. Și mama ta când vine în România, dacă noi luăm bilet de avion, poate să vină și până în Turcia, e o oră. Nu vrea. Sunt 45 de minute. Vrea să... Pentru că nici ea nu știe nimic. Noi acolo avem pe sora lui tati, în Ungaria. Atunci ea ne ajută, avem și unde să stăm, ne și ajută. Dar și aici aveți unde să stați? Și aici aveți translatori? Da, eu vreau să mă înțeleagă, nu mai vreau nici pe lângă asta, cu... nu că mint, pe lângă problema asta, care vreau să fiu sigură, nu doar că am fost acum la un doctor în lista, am văzut să zic, da, mi-a spus adevărul, nu zic că minte cineva sau cum o mințiți voi, doar că vreau să fiu sigură pe mine, că nu am nicio problemă și pe lângă asta vreau să fiu acasă la mine, nu mai vreau să stau aici. Nu mai pot. Urmează să aveți 4 zile libere. Da, nu mai rezist. Nu mai vreau să... Astăzi mergi la viză. Astăzi o să-ți rezolvi situația cu viza. În cele 4 zile cât va fi liber, vei merge acasă. Poți să te duci și la doctor, poți să vezi și pe mama ta. Poți să faci ce vrei tu. Nu, Andreea, vreau să mă înțeleagă și pe mine. Deci chiar am încercat oricum să fac. Oamenii te înțeleg și toată lumea te înțelege, dar nu folosi scuze, te rog, Simina. Nu vreau scuze, vreau să plec acasă, și nu minciun. Atâta. Vreau să plec acasă. Asta să spun că îmi dă de bănuit. Să nu zică nimeni că îmi caut scuze sau așa, vreau așa să plec acasă și atâta. Nu mai zic aia. Ce? Nu o să-i mai zic aia. Nu îmi spune aia. Zic pe nume. Marta Murata. Îl cheamă Ana. Abțin să mai ating că nu mai ești bărbatul meu. Da. Îl cheamă Ana, nu-i mai spune. Aia! Nu-i mai spune nimic, nu-i mai face nimic. E destul de greu. Ascultă-mă. Nu, dacă zici iar numele, iar nu. Nu, ascultă-mă. E destul de greu să fac... Nu pasă, aia! Varza Murată! E destul de greu să fac pași cu ea și dacă nu te bași tu, da? Păi am văzut. Că nu m-ai băgat. Păi nu te mai băga. Păi nu m-am mai băgat. Te-ai apucat tu ieri să pup televizorul. Nu m-am băgat pe mine, au fost ieri. Da, și asta nu ce fac. Nu să Andreea să ce simți. Păi nu mai faci așa, abține. Și dacă a vrut, dar nu m-am abține. Dacă a zis să te pup, ce? Na. Tot simți să te pup cu toți. Cu ce m-am băgat? Cu toți simți. Cu cine? Nu, asta zic că simți să te pup cu toți. Cu cine m-am mai băgat? Tu, eu am zis că simți să te pup cu toți. Că te cunosc. Mai bine ca oricine din casa asta. Păi dar nu m-am mai băgat, așa că n-ai să mai comentezi. Dar simți. Cu toți să mă pup? Cu se pare că toți sunt frumoși de casă. Tu ești un fel de bobiciu. Nu, e un fel de jadură, să zic așa, e bobicios. Dar eu mă doar după cine mă atrage pe mine și care e cel mai frumos și deștept și mator și inteligent. Da, adică nu toți sunt de aici, așa? Adică nu prea, nu. Tu crezi că te duci la unul care e inteligent, te mai duci la unul care e matur, te mai duci la unul... Vorbești prost și mă enervezi. Eu nu ți-am zis ceva vreodată. De ce faci așa? Dar ce te superi? Zici că ce și ți-am zis. Nu trebuie să mai fi supărat ce o să așa. Nu mai, deci când ai rupt chestia aia desenul ăla, de atunci mi s-a luat tot. Nu poate să-mi iei desenul ăla. Păi da, dar măcar din munca mea trebuia să-ți fie sigur. Dar să mă duc în emisiune, să aduc acasă. De ce trebuie să aduc în emisiune? Păi l-a dus acasă. Vreau să-l ia nu, acasă. Nu, era în emisiune. Păi l-am făcut aici. Unde? Aici, exact unde stau acum l-am făcut. Așa, și îl pune acolo și pe altceva păi da, și l-a uitat. L-a uitat acolo. L-a uitat dincolo, în spate. Ah, dar stai că a fost și următoarea zi de seară, nu a fost doar în ziua aia. Păi a doua zi l-ai rupt. Ce? A doua zi l-ai rupt. Sau când l-ai rupt? A doua zi. Când au vrut eu. Păi nu trebuia, nu te-ai gândit loc la muncă. De la cine e coroana asta? E a mea. L-ai cumpărat de tu? Nu mai știu, da. Eu încă am brățara de la tine și ce mi-ai zis când am primit-o. Dacă vrei să mergi la doctor, mergi la doctor. Eu aș vrea totuși să vorbesc cu mama ta. Pentru că în acest moment nu mai am încredere în tine. Și aș vrea totuși să vorbesc cu mama ta. Să explic cam ce șanse ai tu în acest moment, dacă într-adevăr ai o problemă de sănătate gravă, care sunt șansele ca tu să te faci bine și ce șansă ai, da, ce oportunitate eu ai și dai cu piciorul. Aș vrea totuși să vorbesc cu mama ta.
i-am spus că m-am plâns la tine înainte să am probleme și să răcești așa și că ai încercat să mă ajut și chiar m-ai ajutat că ai găsit doctorul fără să vrei, foarte repede. Deci fără să vreau. Astăzi a vorbit cu mine, a doua zi m-am dus cu fiul la doctor și doctorul respectiv este, se află chiar în spitalul în care eu am fost cu fiul. Da, i-am povestit situația deci și a fost întâmplarea, chiar o întâmplare... S-a bucurat că aveți grijă de noi și așa, dar a zis că vrea să merg acasă pentru liniștea ei, să nu mai stau să... Eu vreau să aud de la ea. Bine. Că e în emisiune, că e în spatele emisiunii, nu mă interesează. Vreau să vorbesc cu mama ta pentru că vreau să văd dacă ne minți. Bine. Uite ce place când ne înțelegem așa. Și vorbim așa, încet. Nu-ți place când vorbesc nu. Așa? Dar cum vrei să vorbesc? Dar nu vreau să vorbesc deloc cu tine. De ce ești așa rău? Nu, sunt rău. Ba da, zici că te o așa faci. Tu nu... Nu poți să vorbești cu oamenii care nu-ți vor binele, înțelegi? Nu-ți vreau eu binele? Da. De ce? Că nu vreau să fii cu asta sau ce? Că nu ți vrei? Nu, nu vrei binele. Că ai zis că nu pot să vorbesc cu oamenii care nu vor binele. Da. Adică de ce nu-ți vreau binele? Că nu vreau să fii cu ea sau ce? Că nu înțeleg? Ca să te-am întrebat. În general, nu ți-am dat de ce nu-ți vreau binele? În general, pe mă trebuie pe mine ce ai cu mine. De ce crezi că nu-ți vreau binele? Zic? Uite de plec eu înainte. Uite. Stai. Pa. Andreea. Bine ai venit în Casa Puterea Dragostei. Bine, v-am găsit. A scăpat o fată de aici. Da. Era la pedeapsă cu foc, da. Roxana. Vine singur. Bună ziua. Am întârziat? Da. Gata. Păi da, am fost în grădină și eu. Ce să fac? Ai cântat iar? Sau mi s-a părut mie? Puțin am fredonat, dar nu mai țin minte ce, că m-a enervat iarăși. De ce te-ai enervat? Și eu pe el și el pe mine. Cu el ce? Pe mine pentru că... A vrut să fie indiferent și nu m-a băgat în seamă la început. Și după m-am băgat eu cu el, dacă el n-a vrut cu mine. Ana, te-ai dat și cu parfumul lui, nu? Normal, fată, ce întrebare mai mă și întrebi ce că te-ai dat. Mă dau fiecare zi. Bravo, felicitări. Ce să fac și eu? Îmi place aici la voi. Dar a venit foarte bine dispusă. Da. Dar nu s-a întâmplat nimic. Mi-a zis să nu mai zic aia. Și a zis, nu beau. Aia o să o zis. Dar este tot supărat pe mine. Dar știi ce bine înțelege că vorbesc așa încet? Îi place? Păi, s-a obișnuit cu calmul. Păi tocmai, dar știu că îi plac și fetele rele. Mm-hmm. Păi da, și eu sunt rea, dar nu... Dar ce-a făcut? Te-a refuzat când te-ai dus să-l desparți de Andreea la dans? Te-a refuzat? Nu, nu, el la început. Nu, nu, m-am dus eu și am dansat cu Rafaelu. Dar tu te duceai spre el, dacă nu intervine da, Rafaelu... Dar n-am vrut să fac scene. Dar tu te-ai dus chitită pentru el. Da. Că a intervenit Rafaelu în drumul tău, asta e partea a doua. Da, dar da, dacă da. Nu intervenea Rafaelu, ce făceai? Păi mă duceam să-i despart. Ah! Da. Bun. Deci nu te-ai dusă, dar te-ai dusă. Da, da. Păi da, doar că a intervenit Rafaelu. Și ce făceai? Puneai mâna pe ea, s-o dai la o parte sau pe el? Păi cred acum. Că pe el, pentru că el s-a dus la ea. Ia, să facem conexiunea și cu băieții. Bună ziua! Bună ziua, doamna Andreea! Ce faceți? Stop! Bine, dumneavoastră? Bine, mulțumesc. Bogdan! Da, doamna Andreea. Ce ai? Am o stare. Din cauza Roxanei? Ți-a cântat prea mult? Dinainte era. Nu, nu, nu. Ești supărat pe Ana? Pe toată lumea sunt supărat. Și eu. Mamă, de ce? Da. Pe toate Ana. Fetele sau Ana pe toți băieții? Lui. Pe toată lumea. Frumos. Dar de ce? Bianca a zis că toată lumea ta este Ana. Ei, să nu exagerăm. Frumos. Foarte. Care toată lumea? Spune, Bogdan. Pe absolut toată lumea. Pe mine ești supărat, doamna, că am dat pe dar. Spune și de ce, Barem, dacă zici că ești supărat. Și pe Bianca. A, nu. Cum și pe mine păi de ce? Spus toată lumea. Pe absolut toată lumea. Și pe Simina.
pe toată lumea în afară de Bianca, o să spun. No, păi asta zic, să luăm prin eliminare, dacă ți-e greu să spui pe cine ești supărat. Exact, bine, pe toată lumea în afară de dumneavoastră. Da. Simina. Da. Bianca. Da. Simona. Da. De fapt, nu, pe Simona sunt și pe ea. Și pe în afară de Bernadette. Da. De ce ești supărat pe Andreea și pe Ana? Pe Simona, pe Simona, un pic. A, am uitat că a intrat Andreea în casă. Andreea, scuze. N-are nimic, nimic. Și de la băieți, pe cine ești supărat? Pe toți. Pe toți în afară de... Rador. Rafa și Beniu. Da. Și Iancu. Așa. Da. Am înțeles. Bun, să începem cu fetele. De ce ești supărat pe Simona, un pic? Pe Simona, că nu știu care e treaba cu... venitul aici, cu intervenitul. Adică? Că nu-l lasă pe băiatul ăsta să-și caute fericirea. Nici nu-l lasă. Dansa lui Andreea și eu am pus eu să le apușaturi la dans. Dar asta nu înseamnă că nu-l lasă să-și caute fericirea. Nici nu-l iei, nici nu-l lași. Da. Și tu ești supărat din cauza. Asta e ceva care a contribuit la starea negativă, starea proastă. Am înțeles. Și pe Ana de ce ești supărat? Că vorbește mai mult despre noi doi cu alții decât cu mine și că nu mă deranjează că vorbește cu băieții, dar măcar să vorbească... Da, să ascultăm, mă, cu doamna Andreea aici. Nu de mine. Păi azi nu am avut ocazie și am vorbit practic de ce simt eu. Nu am vorbit de tine, nu e ca și cum te-am bârfit. A, dar n-am interpretat-o ca pe o bârfă, mă rog. Dar ca pe ce? Nu știu, e deranjant, adică sunt niște detalii pe care ar trebui să le discute doar cu mine, adică nu mă duc și cer eu sfaturi la fete dincolo. Mamă, ce ar trebui să fac? La cât ai cerut când eram acolo, stai liniște? Păi de ce nu? Că i-am întrebat pe ei, fiind băieți, nu știu, văd și altfel situația. Da, nu. Altceva când primești sfaturi de la o prietenă și de la altceva de la băieți. Nu, e vina mea, m-am aruncat eu prea tare. Cum? E vina mea, m-am aruncat eu prea tare. În ce te-ai aruncat prea tare? Că nu aveți o relație. În chestia asta cu Ana. Cine nu cred. Avem, cine a zis că nu avem o relație? Eu. Roxana? Da. Cred că am fost și eu și ea mai serios în relația asta decât dar ai fost tu. Dar nu m-am comparat tu pe mine cu ea vreodată. Stai liniște. Păi, dar cum să te compar o dată? Păi, dar eu am avut relație cu tine, tu ea nu are cu tine. Ba, da, are. Păi, și ea niciodată n-a cum să te compar pe ea, n-a cum să compar pe ea cu tine. Păi, normal, că ești mai specială, știam. Stai liniște. Dacă tu crezi că ce ai făcut tu e special, da, ești mai special. A, iar zici din greșelile mele. Păi, dar tu de altceva mai de ce stai de mine, că greșelile pe care le-am făcut, pardon. Păi, logic, nu m-aș lua de chestiile bune, mă iau de greșeli. Da, lucrurile bune nu le mai vezi, le vezi pe cele rele. Tu crezi vreodată că ar avea greșeli din asta? Mă rog, Sano, dar tu ai venit să desparți pe băiatul ăsta când dansează. Nu te înțeleg, mă rog. Sano. Dar nici nu te înțeleg pe tine, de ce vorbești cu o mie de femei? Pentru că niciuna nu-i bună pentru păi tine. Atunci nu-mi comenta mie. Vii și le iei pe băiatul ăsta, nu-l las să cunoască pe fata asta. Da, am vorbit cu el și fac ce vreau, care e problema ta? Cum adică? Păi hotărăște-te, draga mea. Da, hotărăște-te și tu, că știu cauza fiecare fată, câte un motiv și câte o chestie, ca să nu te apropii de ea. Dacă voi nu sunteți ok, asta nu înseamnă că noi nu suntem. Tu așa faci cu fiecare fată și oricum o să rămâi cu niciunul. Ce să fac? Păi nu vorbesc tati eu cu o fată care vorbește. Lasă-mă tati că tu ești direct, bărbat, tu vrei să vorbești bună. Cu ele aici, dar nu vrei să le cunoști cu adevărat. Cum facem? Dragă, o tărește, ori îl lași pe băiatul ăsta care e 19 ani, e micuț, ori îl lași poate să-l prostește. Ori îl lași și pe ăsta să-și vadă fericirea, ori îl lași și pe ăsta, ori mii. Ia fii atent, Mr. Jador, au fost zile care eu n-am intervenit absolut deloc între ei doi și tot să ceartă sau ce caut. Măi, hotărăște ce faci. Ba, nu, niciodată. Roxano, ești penibil în ceea ce faci. Jur. Tu cred că te spui cu cine acum, să nu înțeleg. Mă dar ce treabă ai tu cu mine, măi, băiatule? Nu știu, măi... Dar ce treabă ai tu cu mine? Mie ar trebui să spun asta Bogdanu, că tu n-ai nicio legătură și nicio treabă în ecuația asta, înțelegi? Păi da, dar Bogdan e prietenul meu, că l-a supărat pe el, că Simona e intervenit, așa... Perfect, aici în emisiune și nu mai te nu înțeleg de ce? Așa m-a supărat și mine că a intervenit tu pentru ea, dar nu înțeleg de ce. Da, așa tare l-au supărat din dăpul de absolut Bogdan tot cu tine. Da, da, asta, da, asta a fost cea mai tare, să îi dai pe de absolut Bogdan cu mine. Păi cu altcineva, cu cine, nu-i fai, cu tuturor, îi place să, îi face plăcere să stea da. Cu toată lumea, că el e un om sociabil. Poți să-i dai pe de absolut să stea Ana cu alt băiat, cum s-au mai făcut. Aaa, și la mine cu Bobișoiul la fel. Simina, te rog frumos, abține-te tu. Da, nu mai ți-e rău? Nu. Și cum vorbești, tu vorbești și ea. Tu te bagi orice subiect, ce crezi? Chiar dacă n-are nici măcar o treabă tăcut, cu tine. Te ascult. N-am ce să vorbesc eu cu tine. Eu am tăcut.
Da. Da. De ce v-ați certat astăzi? J'adore, Roxana. Doamne, ferește că s-a luat de fața mea. Aia, am glumit cu ea, doamnă, am făcut câteva glumițe. Despre ce videoclip ai vorbit? Am făcut noi un... am făcut noi un... Smash or Pass. Și am rugat-o să mi-l trimită și am zis că mulțumesc frumos că mi l-a trimis. Atât tot. Da, un vlog, mă rog. Și eu am crezut că e vorba despre alt videoclip care s-a aflat de el. Mă rog, nu e nimic. Eram eu într-o lingerie intimă și dansam. Eu n-aș vrea să o jignesc niciodată. Serios? N-aș fi adus. Că a apărut alte dezbrăcate și eu sunt mic copil pe ce am făcut. Cum? Serios? Eu în casă mi-am pijamale, de exemplu, na. Și stau în lingerie intimă. Păi eu am avut două pijamale, nici nu mă îmbrac cu ele. Așa. Și stai în lingerie intimă. Da. Și? Păi și Și ce treabă are J'adore? Nu. A apărut pe... Ea a crezut că eu bat apropo, doamnă. Video când dansa ea cu fundul, se aplica... Când era lejerie intimă și dansa, mai las ceva așa. Dar cine te-a filmat? Eu m-am filmat. Îmi place să mă văd când dansez, ce? Păi și atunci de ce te-ai supărat? Pentru că asta... Nu, nu pe J'adore. Asta a crezut că deschidea de alt... Ea a înțeles greșit. Și am zis, da, eu chiar nu mă supăr pe chestia asta. Dar el, de fapt, vorbea de alt videoclip. Pe cui l-ai trimis? Da, de mult. Eu la un băiat care a fost. Nu, dai să mă știu ce să fac. Nu știu, Roxana, nu-i prietena mea să vorbesc frumos de ea. Să zic că e bun filmulețul. Poate mie nu-mi place. Nu mi se pare ok filmulețul ăla. Cine e aici? Eu. Pe nu zic cine. Dacă nu cred! Ce mi-ai arătat? Ce? Nu se poate. Dar ce de unde a apărut? Dați cu volum. Dă cu volum, Simina. Pe ce? Dar eu nu am, nu se aude. Dar tu știi de videoclipul de aici să dea cu volum? Păi e făcut pentru mine. Ce? E făcut pentru mine. Da, nu pare ceva gen cu mocanul ăla. Te l-a trimis și ție, n-ai înțeles. Dar nu avea cu... Da. Bă, în casa asta... Ursulețul ăsta nu e de aici? Ce s-a trimis, bă, că mi-a trimis lui, ce ai și tu? E de la tine de acasă. Da. Mocanul. Da, zici, J'adore, ce te-a supărat? Pe mine? Da. Nu știu, dar nu mă... Nu găsesc nicio fată, ce să mai fac aici? Nu. Mă, J'adore! Simona, tu ai făcut cumva conexiune când am vorbit cu Simina de fel... Nu? Ia zi. Zi. Nu-ți mai găsești locul aici? Da. Nu, dar știi, din că rău, e bolnav. Ia. Mă, ce înseamnă telepatia? Doamna. Mă, ce înseamnă Ai, telepatia? Nu mai băgați pe Simina, serios. Nu, hai zi, las, liniște, să nu-i spună nimeni nimic. Zim ce te-a supărat, J'adore. De ce vrei să pleci de aici? Da, nu mai vreau dacă Simina pleacă. Cum? Doamna, deci... Zi, explic. E aer condiționat prea mult aici sau prea puțin? Nu, doamnă, nu e vorba de asta. Condițiile sunt foarte bune. Îmi place foarte mult să stau cu băieții, mă distrez cu ei. Cu fetele mai greu. Nu e nicio fată aici pentru tine? Nu. Sau te-a dezamăgit Berna? Da, și asta. De ce? Are 5 cămăruțe la inimă, nu 4? Da. 5? Ia, zi, hai, 1. Nu, ci că 5, 4. 5 de care știu eu. 5 de care știi tu? Da. Aoleu. Zici, J'adore, ce ai? Da, doamnă, m-a deranjat asta, m-a dezamăgit. De ce? Cu cine a vorbit? Cu fraxul lui... Aoleu. Cu Culița a vorbit. Ce? Nu ți-au ajuns băieții din emisiune? Ai trecut și la cei de afară? El, n-am nicio treabă, suntem prieteni foarte buni și el nu înțelege chestia asta. Na. Erați înainte? Da, păi mergeam la cântările lui cu vărul meu. Chiar nu am nicio legătură, puteți să-l întrebați și pe Ian cu chestia asta. Dar tu ai exagerat în tot. De ce ești așa de gelos? Chiar nu am nimic cu omul ăla. E și înalt. Mamă, cum ne potrivim. 1,50 cu 1,90. Da, stai puțin. 1,96. Stai 1,96. Tu-l cunoști pe Iancu? Păi îl știam de la fratele lui mai mult. Cum adică îl știai de la fratele? De dinainte. Îl știam de dinainte. Deci îl știai? Da. Deci voi vă cunoșteați? Da, ne-am mai întâlnit la două cântări de ale fratele. Da. Am înțeles. Dar eu n-am nimic. Nu, măi. Aoleu, Ana. Dansatoare din coadă. Iancu, dansa din buric. Dar de ce mergeai la cântările lui? Ia, că are dreptate, Ana. Ce, ești dansatoare? Îmi place cum cântă. Cântă. A, ești fan? Da. În backstage. Hai, mă. Am prieteni. Așa. Ia zi, Iancu. Era Ia zi, Iancu, cât de bine.
bine vă cunoașteți. Ce te interesează pe tine, Roxana? Era și exact. Așa e, așa e când ai prieteni, nu? Da. Nu, nu ne cunoaștem foarte bine, doar ți-am spus că ne-am întâlnit doar de două ori. N-am apucat să vorbim foarte mult. Da. Și de asta, ea când a venit în casă, putea să spună că ne cunoaștem, așa, eu chiar nu m-ar fi deranjat, dar dacă ea n-a spus... Mă, poate nu vrea. Mamăzule. Mai ce băiat bun ești. El e secretos, eu da. Știu. El ține secrete multe. Are multe da, secrete. Da, Simina, îmi plac secretele, dragă. Mamă, secrete legate de emisiune. Da. Nu, eu am considerat că dacă ea și nu de a zis tine, că ne tine multe secrete legate și de eu tine. Eu am respectat doar cu decizia ei. Da, stai tu cu minte. Poate chiar n-a vrut să spună că ne cunoaște. Mi-a zis mie, frate, cu talul de asta. Că pune el, nu știu ce, prin screen-ul, dacă vreți, vi le dați, le citiți cu voce tare. Hai, lasă, lasă, stai cu minte acolo. Ce prin screen-ul? Că eu vorbeam cu el într-o zi și mi-a zis că... De ce mă mul la el sau ceva de genul și a zis, păi, ajută-mă să mă căsătoresc cu fratele tău și o să fim fericiți toți trei. Cu mine vorbeai. Păi asta îl incriminează pe el. Și era amuzant și a zis, cu asta nu împățesc eu nimica. Îl incrimina pe el. El da, nu era însurat în vremea respectivă. Nu sunt false, măi. Păi n-auzi că fratele tău a amenințat-o pe ea că le pune? Și ai să le pună. Stai puțin că n-am procesat cum trebuie. Zici că s-a plăcat imaginea. Ea da. Cu fratele tău a amenințat-o pe Simina că publică niște print screen-uri cu o discuție dintre ei doi, dar discuția fratele meu nu o să facă așa ceva niciodată. Nu, a amenințat-o, zic. Dar din discuție, fratele tău pica prost. Fratele meu a fost deranjat mai mult de faptul că m-am certat eu cu prietenul Simina. Da, da. Am înțeles asta. Era logic, era de așteptat. Era de așteptat. Dar lasă asta, lasă-l pe fratele tău, că pe mine mă interesează de tine aici în emisiune. Ce secrete ascunzi. Dar o să vorbim noi despre aceste secrete puțin mai încolo. Dacă or fi mare toate. Puțin mai încolo când mă întorc, nu o să mă mai văd cu Simina, Roxana, Bianca. Vreau să plecați din emisiune astăzi. Eu ne luăm la revedere. De ce? Până mâine. Vă duceți la viză astăzi. Bianca s-a speriat un pic. Și Alex. Cum? Și Alex. Da, nu știu, știu de fete, nu știu de ce băieți merg. Eu știu de voi. Da. Poate au programare separată ca să nu vă întâlniți. E, da. Ce bine. Da, lui Alex i-am aranjat ca nu să nu mai intre. Să nu mai intre în cazul în care pleacă, să nu mai vină. Glumeam. Închid conexiunea pentru că urmează o surpriză. Plec. Să vină surpriza? Acum, auzi? Și noi nu mai ba da, voi stați aici, au primit mesaj că trebuie să plecați. Nu, am zis că se apropie. Adică o să urmeze. Urmește. Dacă vine Andy. De Bianca. De ce clipești așa? Mă auzi tu atracție. E o atracție pozitivă așa? Bă, ieri când am vorbit acolo la masă, că a spus unele chestii, eu chiar când am intrat în casă, am văzut așa arogantă, rea, știi? Și am zis, ce le-ai fata asta? N-am ce face cu ea. Da. O elimin de pe listă. Nu cu elimin, dar am zis că e rea. Și? Acum ți-ai dat seama cu ea? Când a vorbit noi atunci, nu? Ieri. Chiar mi s-a părut ok ce a vorbit. Și vrei să o curăși la mine? Da. Ce-o fi, o fi. Aaaa, hoțămane. Nu mai arunc frate. Iau de tremur. Nu mai arunc frate, că e grapă mare. Da. Nu te mai arunce? Stai pe burtă de gândul tău. Stai pe burtă, nici nu. Nu te mai arunce mare. Vedem ce fi. Eu zic să o cunoști, ca fel o cunosc eu. Și eu vreau să o pun. Wow! Dacă mă duc la sală, ai văzut? 20 de serii. 20 de serii am rezolvat. Ai e fost în sală? Nu știu că, frate, e o fată frumoasă. E deșteaptă, s-a maturizat, cred că... Bă, ce bărfiți, mă, acolo? Poate e o bază din greșelile. Nu bărfim, frate. Nu bărfim. Vorbeam de fotbal. Faza cu fotbalul... A fost la mișto, vă dați seama. Eu vorbeam cu Marius, cu Beni, așa îi spun eu, vorbeam despre Bianca și tot îl întrebam, băi, îți place de ea? Vorbești cu ea? Ce faci? Și Ador era curios pentru că se plictisea, era curios despre ce e vorba. Nici cum de fotbal, bineînțeles, era vorba de fete, pentru că de asta am venit aici. Ce mă asta, mă? Doamne, tu ești! Când am găsit, doamne!
Dar n-aveam unde fără ridicată capul. Mihai. Ceghete portocalii, ai. Oh, plac? Nu, da, sunt foarte frumoase. Cum te cheamă? Mirel. Mirel. Fiorel? Bună, Mirel. Serios? Yes, da, seamănă. Mirel. Ana Maria, îmi pare bine. Mie mi-au trimis susătoarele cu el, poze deja. Nu. Serios. Te-ai dat? Ce ai cu el? Mi-au trimis susătoarele poze cu el deja. Cine? Cu el. Bernam, pare. Susținătoare. Cu el. Bună, Miro. Andreea. Îmi place parfumul tău. O să stai aici. Rosana, pare bine. Bine, îmi pare bine. Miroase foarte bine. Bine, foarte. Ăsta e locul meu aici? Miroși tu bine. Ăsta este locul meu? Miroase parfumul tău. Mamă, ce parfum bun ai. Crezi? 23. 20. 22. Ai emoții? Puțin, pe tine, pe tine pare că te cunosc de undeva? De în aeroport. Ce o te-am văzut azi în aeroport, dar... Ai văzut în aeroport? Eu chiar te-am văzut în aeroport. Cu ce te ocupi? Sunt fotomodel. Ia, te-l postă. Ce voce drăguț are. Ia, te-l postă. Ți-e pare aiurea? Nu, e chiar o meserie frumoasă. Da? Nu prea-ți place. Te-ai uitat la emisiune? M-am uitat la câteva episoade, dar mai pesărite, să zic. Știi cum o cheamă pe ea? Da, Bianca. Pe mine mă știu. Wow! Simina? Cred că nu știi că... Pe tine te cheamă Simona. Da. Și pe tu ești Roxana? Mala, tu ești Roxana! Dar pe mine nu mă știu. Pe tine nu... Pe tine Simona care nu te știu. Și la mine a fost și mai greu să știi cum o cheamă. Și vorbeai cel mai mult. Toată lumea mă jură că vorbeai mult. Ai venit pentru o fată? Anume? Măi, nu pot să zic că am venit pentru o fată anume, vă simpatizez pe toate, nu știu, uite, îmi place de ea că e foarte bronzată. Da, toate sunt acuma, că a fost toate la curat. Dar e greu să ajungi așa bronzată. Și ea e bronzată, cum ai luat de albă. Și eu. Hello. Da, tu ai niște o fată. Dacă vrei să te bronzezi, mergi și tu la solar. Deci de mine nu-i place și de rog. A fost de câteva ori, da. Dar arătăm noi unde. De noi două luni. Da, poate, sigur. Da, potezul solar, să știi. Da. Mă las întâi ca la poliție, știi? Le-ați întrebat de unde? Întrebările. De unde ești? Din Craiova. Ați auzit, nu? Băneam că da. Și un fotbalist de acolo. Da? Pe cine anume? Nu zic numele, nu-i voie. Ia. Păi zici ce mai zis. Cea mai lungă relația ta cât a durat? Nu-l cunosc personal, dar... Da, fata lăsă. Un an și trei luni. Și acum cât timp a fost? A fost... Bine, adică de cât timp m-am despărțit, nu? Da. Cred că undeva la o lună sau ceva de genul. Și suferi? Măi, nu prea sunt genul. Adică... Ai venit și ultima mea relație pe bani de curând. Da? Am iubit-o, dar nu știu, nu prea sunt genul ca să... Nu, adică poate nu m-am implicat atât de mult în relația. Nu-ți are sentimentele. Băiatul ce nou Mirel este băiat drăguț, este frumos, dar... Acum, sincer, în ochii încă-l văd pe Zador. Voi ați făcut o combinație la aeroport să vă faceți cuplu când veniți aici sau? Mamă, ce tare ar fi să faceți voi. Dar nu le-ar sta rău, vezi? Mamă, ce mai era chiar. Și noi am stat degeaba aici în casa asta. Ani, place, zic că nu zice nu. Îți place de ea. În general îmi plac fetele blonde, să fie, dacă ar fi puțin înaltă, dacă ar fi și puțin bronzată. Dacă ești atenă. Lasă că, Andrei, te ducem la solar. Ești și blondă, ești și înaltă. Nu-ți plac blondele. Ba da, îmi plac, asta zic. Îmi plac blondele. Tu ești pitică fata mea, zic că nu este șatenă. Îi luăm niște tocuri. Îți place șatenă. Nu-i problemă, că ei bune și tu. Și mai uite, deci un pic la solar, ce mai trebuie? Cui? La cine trebuie? La fată, măi. Dar la fată care ți-o dorești. Îmi place la o fată. Păi, în primul rând vreau să nu fie geloasă, nu suport chestia asta. Dar tu ești? Ia auzi, Roxana! Pe Roxana vreau să o invit, dacă vrea. Da, vreau, bineînțeles, dar cum să nu vreau eu? Dar vezi că avem un dans romantic, trebuie să te descurci. Hai. Vezi că e așa mai... Mă, la tine, no. Eu nu știu, dar să fii cum vezi tu. Îmi place parfumul tău. Mulțumesc. Să mă dau și eu. Dacă vrei, ne dăm amândoi când. Când dai să mă dau. Da. Așa, mi-a rușit de tine. Zis, mă? Dar ce buză are. N-are nici buze. Asta seamănă cu Beni. De ce nu cu tine, mă?
da, nu e chiar la așa. La barbă și așa. E băiat simpatic, ce noi băieții nu trebuie să fim. Uite-te la față, ești nebun și că e Beni, doi. Și că e frate. Beni mai slab. Pă bune. Seamănă un pic la freză cu Beni. Da, mă, uite și că e Beni. Numai că e varianta mai urâtă. Mersi, mă. Mai mersi, mă, mersi. Atent că e important. O să fac 26. Ah, eu îți mulți ani, te seama că dai de bun, nu? Dar tu cât ai zis că ai 22? 22, da. Ești mai mic ca mine. Nu, nu e nimic. Am avut o prietenă, avea 28 de ani. Da? Da. Mamă, tu ai stat cu fete mai mari ca tine. Nu știu, câteva doar. Ce-mi place să dansez cu tine. Vezi că eu sunt mai nebună așa, nu am toată țigla pe casă. Da. Nu-mi place să stau așa liniștită, că te plictisești cu mine dacă stau liniștită. Da. Îmi place să fac pe nebună. Ce dar nu sunt. Întreabă-mă, ce vrei să... Păi uite ce fac în timpul liber. Te duci la solar. Da, foarte des. La sală n-am mai fost de 7 luni de zile de când sunt aici. Da, foarte rău. Da, mă, e plin de păr, frate. Mai ieși pe spate de acolo. Hai să văd unde mai e. Mai adică afată când ai voie să... Vreau să văd tatuajele. Eu? Salutare, băieți! Salut! Salut, salut! Cum nu-i pus, mă, tu? Nu i-a pus eu, cam repejor. Băi, bata, eu ți-am întins, el ți-a pus-o. Bogdan i-a pus. Ai luat tu crema de la Demi, dacă nu știi ce-i pus. Alex, pare bine? Pare bine. Bogdan. Salut, Bogdan. Salutare. Salut, Alex. Salut, Iancu. Poftă bună? Piromă. Salut, frate, bine venit. Ierba pura. Salut, frățioare. Salut, Ion, pare bine. Unde poți să pui asta acolo? Ia un loc. Am unde vrei tu, pune uite acolo, lângă televizor, în stânga, da. Unde vrei tu, pune. Unde vrei. Bine, acum, acum pot să mă pun să mănânc și eu pisii. Mi-mi plac papuțe. Te îndrăgostești? Am și eu de ăștia. Te îndrăgostești? Tot pe portocaliu. Nu știam că-ți plac, băieți. Ce faceți? Ne-am pregătit de mâncare. Da? Vă faceți singuri de mâncare, nu? Nu. Nu. Mai ne facem și singuri. Da? Mai face femeia mea asta cu ochelari de mâncare. Bine. Bă, de cata cu glumele astea. Bă! Cine ți-a atras atenția cel mai mult? Mirel. Sincer să fiu, mi-a plăcut de fata aceea cu ochii alături de vers, Bianca. Dar nu te-ai uitat la... Te dau, dau. Ba, da, am văzut câteva episoade de mai păsărite, sincer să fiu. Bianca. Da, și mi-a plăcut și de Roxana, adică gen... Îți plac ochii albaștri și verzi? Da, nu știu, mi-a atras puțin atenția, e mai înaltă, îmi plac fetele mai înalte, nu știu. Plac fetele. Dar nu pot să zic că am venit pentru cineva anume. A, n-ai, te-ai uitat la televizor, băi, veni pentru asta, nu? Nu, 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 nu. Vrei să cunoști două dintre ele, să zic. Celelalte nu ți-au atras? Fata cea nouă, Andreea? Fata cea nouă, nu cunosc două din ele. Una, cea blondă, nu o cunosc și cea mai slăbuță, nu le știu. Păi fata care a intrat, Andreea. Astăzi a intrat. A intrat o fată blonduță. Sincer, nu. Nu te atrage? Nu. Bună ziua! Bună ziua! Română! Română! Bine ai venit! Bine. Pare bine să te cunosc! Nu mă pupa că e cu ghinion! Da? Cine mă pupă la început, pleacă în gală! N-am știut sau cel puțin așa zic băieții! Liderul casei, Jador! Da? Am să te rog să mergi și să îi transmiți lui Alex, Zănoagă. Mi-a zis că vrea să plece și l-am rugat să plece. Când eram eu în casă? Da! Ah, erai acolo! Ce i-am spus? Dacă vrea să plece. Să plece, e ușa deschisă, da. Îi cumpăr și bilete, îi pun și mașina la dispoziție, doar să plece. L-am rugat? Da. L-am rugat? Da. Bun. Am înțeles de la colegii mei că vrea să facă un live în care este ținut cu forța. O să te rog să-i transmit, să lase la valiera și să părăsească această emisiune. Nu are ce să mai caute aici. Ok. Nu-l ține nimeni cu forța, ba chiar l-am rugat să plece. Ok. Iar el, iar pe Simina nu o ține nimeni cu forța. Simina a plecat cu Bianca, Roxana. A plecat la viză tocmai pentru că își dorește să rămână, da. Să rămână. Da, altfel, okay. Ea nu s-ar fi dus din prima. Ok, doamne. Ea a insistat foarte tare să obțină această viză ca să se poată întoarce în cazul în care
va fi eliminată, ferească Dumnezeu. Okay, da. Explică-i asta. Viza asta e ca să rămâi aici? Am crezut că... Da, da, viza e ca să rămâi aici, nu ca să pleci. Gen... Nu, mai... Dacă nu o interesa, aia... deci dacă nu o interesa ca ea să rămână în continuare pe teritoriul Turciei sau să se întoarcă, să se poată întoarce, ea nu mergea la viză. Și dacă voia să plece, plătea o amendă dacă nu avea viză? Da, dar nu plătea ea. A, nu plătea ea, aha. El a venit nervos, cu voi, plec, plec. Nu, pleacă, tu nu ești în această situație. Nimeni care este venit nou nu este în această situație. Știu, 3 luni trebuie, nu? Da, da. Iancu, fratele tău este în Istanbul? Da, a venit ieri. Și până când stă? Nu joi. Și fetele știu? Cred că știu. Știu toate, cred. Știu că am pus noi un story și nu vă dați seama că... Da, m-a întrebat și cred Bianca dacă vreau spus și ei și Roxane. Bernal place pe fratele tău? Nu știu ce să spun despre asta. Oricum n-au nicio legătură. Stai liniștit. Stai liniștit că nu zic că fratele tău o place. Eu vorbesc posibil de ea. Posibil să simpatizeze. Adică mă gândesc că dacă o fată se duce după un băiat unde are cântări, unde e așa... Da. Iar eu știu cum e cu probabil zona aia doar... pe acolo pe la voi. Adică face, mergi, face nene. Cântă, doamna. Mergi și drumul nu e drept. E... Și tot mergi, depinde probabil unde are cântări. Pe una dintre fanele lui, ca să zic așa. Aha. Și simpatizează probabil un pic mai mult. Dar să trebuiască să chemi... Sau doi. Pe cine ai chemi? Păi de asta mă gândeam că nu știu. Da, nu. Cheamă pe cine simpatizezi mai mult. Exact. Da, nu cred că azi. Oare azi? Eu știu ce ceas. Frate, mă duc să mă dau cu... Am vrut să mă uit. Cred că o să-l chem pe Iancu. L-aș chema doar pe Iancu. Sau pe Jador. Poți să-l chem și pe Iancu și pe Jador. Nu vreau să chem doi. De ce? Pentru ce am chemat doi? Adică când am venit aici, mi-a plăcut de Hamude. Tu pe cine ai chemat? Pe Iancu și pe Bobicioiu. Și tu? Mi-a plăcut pe Hamude și pe Mocan. Mi-a plăcut de Hamude, cum arăta, că era cel mai frumos din casă. Și l-am chemat și i-am specificat de ce l-am chemat pe el. Și pe Mocanul la fel, lui i-am specificat, te-am chemat ca prieten, ca să nu înțelegi că de chem să te cunosc. Pentru că era nou, intrase cu o zi înainte de păi mine. Păi da, și eu să le specific. Nu știu, în momentul de față eu n-am venit chitită de acasă pe vreun băiat, știi? Păi tocmai cheamă, deci vreau să luptem dacă vrei în mod egal. Păi normal. De ce să nu? Da, pe toți în mod egal vezi că... Da, fără cuplu. De ce nu vrei cuplu? Nu, gen, fără cuplu. Dar nu sunt să facă cuplu cu fiecare. Sunt supărat. Sunt supărat. Și singurul cuplu e cu... e zonă... Simina, da. Simina, nu? Ce-i Bogdan? Nimic, nu gândeam la ce spuneai tu. De câteva zile se întâmplă ceva ciudat cu tine. Așa, sunt tot mai confuz, să zic așa. În legătură cu sentimentele tale față de Roxana, în primul rând? Nu, am clarificat. Adică nu ai putut să treci peste? Nu, am clarificat asta. Roxana, am trecut de perioada aia. De dezamăgire, nici de cum de sentimentele pe care le aveai pentru ea. Nu ai putut să treci peste acea dezamăgire? Nu, niciodată, nu. Peste aia nu o să trec niciodată. Sunt conștient. Am trecut peste sentimentele pe care au mai rămas. A rămas doar respectul. Cât a mai rămas și respectul care vine din doza aia minimă de bun simț, elementară, de la buna creștere, nu respectul pe care mi l-ar fi câștigat ea. Și atunci de ce ești confuz? Nu știu, perioada asta nu-mi explic. Te-ai grăbit în relația cu Ana? Nu e relație. Și tu de ce nu încerci nimic cu Jador? Pentru că nu face cum vorbește. Nu-ți place cum vorbește? Am văzut că te punea să dai pirsul jos, să te îmbraci. La bine, la nu știu dacă mă punea, că mă trăzea oricum zi de zi. Dar chestiile astea oricum nu o să-l fac niciodată pentru nimeni. Pentru că dacă îmi place... Normal. Nu exact, la dacă la tu te simți bine. Ce-mi place. Dacă unul dintre ei te place gen, să te pleacă așa cum ești tu. Normal. Cu bune și cu rele, pentru că fiecare persoană are calități și defecte. Asta e definiția unei persoane. Bine, eu nu... Te critici, mai bine te accepta așa. Da. Cum și unele defecte pentru alții. Da, da, e altceva să vorbești. Da. Și să spui făi sau alte chestii, știi? Și altceva să ai cercel. Pe mine nu m-ar deranja, de exemplu. Vezi? Sunt diferite. Poftim?
Simona zice că o deranjează, că îi zice, ea zice, ador, făi, sau ce mai... M-am pe fata cum ar fi că pe mine așa nu m-ar deranja într-o relație. Da, tu ai vorbit că el trebuie... Da, bine, nu să-ți cât din prima. Da, dar și la început el, când mă căuta... Bine, mi-a plăcut el când a intrat în casă, deloc. Păi dacă era ceva de 3 luni, era săpreună de... Da, da, e vorba că eu lui nu-i răspundeam la mesaje. A zis că Simina s-a dus la viză pentru că ca să nu mai plătească amenda. Nu plătește ea și știe. Vezi, de asta v-am plecat. Da, da, știe, ea știe de la mine. Și atunci? Atunci nu știu. A plătit vreo unu amendă personal de aici? Și atunci? Cum cheltuielile toate... Jador, ai plecat acasă cu grămadă de bagaje. Ai plătit ceva extra? Ia uzi. Nu, și chiar am avut o grămadă. Am înțeles. Câți dintre voi credeți că Simina își dorește să plece, cu adevărat? Niciunul. Nu ridică nimeni mâna? Nu, că ne dor umerii. Nu știu ce-i în capul ei. De ce crezi lui că vrea spune că... Ne induce în eroare și pe noi. Dacă Simina o să stea 200 mâini fără Alex, uite. Dar câți dintre voi vedeți această presiune pe care Alex o pune pe ea? Eu știu. Să vorbești cu el, să lași din orgoliul ăla și să încercați. Da, e vorba că la început, gen, adică când îl vedeam așa că ce de Simina, de Simina... Ți se ia de el. Da, pentru că mă gândesc, bă, poate chiar o iubește foarte mult și n-am. Acum n-am mai vorbit. Cel puțin când am fost eu acolo, i-am deschis eu subiectul de Simina lui. Bine, nu, n-am mai vorbit de mult, decât de ce se mai tachinează cu ea uneori, știi? Da. Dar cred că acum a văzut-o și pe acolo, era supărată divina. De ce m-am văzut și la televizor și aici, între Jador și Simona, chiar nu am văzut absolut nimic. Gen o apropiere sau ceva, n-am văzut nimic. M-am văzut din partea lui, din partea mea. Și am văzut chimia, efectiv, și acum chimie mai tare între Simona și Alex. Da. Deci mi se pare o chestie foarte frumoasă între ei doi. Și n-ai cum, frate, să faci teatru cu chestia asta. Chiar n-ai cum. Da, știu. Ai teatru faci, dar nu se vede chiar așa. Și dacă Simina ținea la Jador, îl lăsa pe Alex. Logic. Eu știu niște discuții de la Lavinia. Ce discuții? Ea se plângea la Lavinia că Alex... Și una dintre chestii era că el vrea să facă sex cu ea foarte des, foarte mult. Și ea se plângea de chestia asta, că nu vrea gen să facă chestia asta. Sau că nu-i place chestia asta la el, că e impulsiv, că... Bine, dar una care mi-a rămas mie în cap. Bine, prostiile în cap. Dar mă rog, asta nu e o prostie. Da. Asta mi-a rămas în cap. Și v-am zis. Și mi-a zis foarte multe chestii la mine despre ei doi, dar... Nu mă bag, v-am zis că eu nu mă bag în relația mea. Ce altă? Poate multe chestii negative. Că vrea să ea îi spune lui, ia-l minte pe el, că vrea să plece acasă. Și de fapt, nu vrea. La fel că nu zicea și mie. Așa zicea și mie, că vrea să plece acasă. De fapt, nu voia. Simina... Nu-i place nici dacă îi zici... Hai mă, taci! Sau nu știu. Dacă îi zici ceva mai răstit, ei nu-i place, mai ales să vorbească. În emisiune s-a vorbit așa. Afară s-a vorbit mult mai urât. Ai auzit tu? Mi-a spus Lavinia. Încearcă cu Jador. Ce-i de pierdut? Dacă nu-ți convine, poți să-i zici... Păi, dar trebuie să vrea și el. Îți dai seama, dar el văd că vrea. Și el zice de ea că e... El zice că eu nu vreau o relație serioasă, da. Că nu... Și Erica vrea și la fel. Gen, eram eu cu el. Că e prea vulgar. Și făcea... Ți-ai dat seama că te simpatizezi mult? Și am zis că da, știu asta. Nu, adică nu că nu s-ar vedea. Și după îmi făcea... Dacă îți dai cicelul jos și genele alea jos. Da, păi eu știi ce am crezut acasă când eram? Am crezut că tu ești cu Jador, dar gen în spatele camerelor. Gen, nu vreți să apariți la televizor, vă feriști, eu asta am crezut și nu numai eu. Că vorbeam chestia asta și cu prietenele mele și ele la televizor. Pentru că așa se înțelege, știi, vă tachinați, vă ziceți lucruri frumoase. Nu se întâmplă asta cu oricine, știi? Și după vă mai aruncați o bombă de aia, o jurătură, o bătaie, o pernă în cap, o... Dar tu știi că am mai primit mesaje, chiar ieri am primit un mesaj la fel, dar tu ești cu Jador pe ascuns? Da, pentru că se interpretează orice aici. Da. Simina, când,
când ține la cineva, dacă îi spune băiatul ăla, nu știu, dar ceva, ea încearcă să facă chestia ca să-l facă pe el mulțumit, chiar dacă nu-și dorește. Eu cred că și ea este o fată impunătoare. Exact. A, este. Păi și este. Cred că și el tocmai ține scurt pe Alex. Păi, n-are 18 ani. Știe ce vrea. Nu e chiar. Dar acum nu știu ce să cred, că îi spune lui că vrea să plece și acum că vrea viza. Nu e, frate, că așa mi-a spus și mie, vrea să plece. Dacă vrea să plece, nu ținea nimeni aici. Dar vom vedea acum, vom vedea. Dar ce cazul dumneavoastră să faceți, sunteți la amândoi. Ce? Le arătați să zicem că le-ați cumpărat bilete, să vedem ce zic eu. De mine sunteți descalificat așa, ne-am săturat, să vedem ce zic. Păi ea nu vrea. Păi da, să vedeți, că el zice că vrea. Să-i dovediți și lui. Să-i dovediți lui. Să plece și vrea să stea aici. Ea vrea să spună că ea pretinde că vrea să plece de dragul lui Alex. De fapt ar vrea să rămână. Păi da, și să-i dovedească lucrul ăsta lui Alex, să vadă că nu vrea. Ia, de fapt. Se dea de înțeles și Alex să-și deschidă capul. Noi am avut această discuție deja, iar el a spus, nu mă interesează, pleci. Ea a spus, mai stăm un pic. Da. Și a spus, nu, mergi cu mine acum. Când la urmă te-au vorbit ceva. Da, mă, ea spune mereu că mi-e rușine să trec în partea aia. N-are cum, frate, să-ți fie rușine, că doar nu te dezbraci, nu faci nimic. Nu e o rușine să treci, nu e ok. Nu, noi am avut o discuție și în spatele camerelor. Și nu vrea. Simina i-a zis, hai să mai stăm puțin. Iar el a spus, nu, mergi cu mine acum. Și de fiecare dată când vine vorba de plecat, el folosește exact aceste cuvinte. Nu, vei merge cu mine acum. Mergi cu mine, mergi cu mine. Mă rog, este fix treaba lor. Tu ce știi de părinții Siminei vis-a-vis de relația cu Alex? Doamne, vă zic din ce mi-au zis mie, nu știu dacă au mințit, că adică mama nu mă minte. Mama mi-a zis că părinții i-au zis că ea încă ține la mine și chestii din ăsta și că au o părere bună despre mine, dar sunt supărați într-adevăr de atunci când nu i-am sunat. Atâta știu. Da, mă, dar trecut și că nu-i place de Alex, că e... Da, da, trecut atâta timp, nu are o săptămână de când vorbește cu el. Okay. Adică asta mi-a zis mama. Cât și mama nu mă minte pe mine. 3 luni are de când vorbește cu el. În 3 luni nu-și dădea seama dacă voia să împace cu tine, stătea cu om așa. Pentru ce ai stat cu un om? Eu zic ce mi-a zis mama. Nu... De ce oară ar sta într-o relație dacă nu ar fi fericită? 3 luni. Băi, 2 luni. 2 luni. 2 luni îți dai seama dacă... Nu, de ce? Cum mai ține de ce? Ca să demonstreze puterea dragostei? Oare? Nu. Ea dacă se despărțea de el atunci și se îmbăga cu mine... Bă, dacă ea mai ținea toată lumea, tine, toată lumea... Nu mai stătea 2 luni cu om. Ar fi judecat-o. Și la fel cum se întâmplă cu Roxana și cu el. Roxana nu are cu el o relație oficială sau nu vrea să arate că vrea cu el. Ce din cauza că e suntem prieteni, din jurăturile lumii. Crezi că e teamă Roxanei din jurăturile lumii după ce a făcut atât de acum? Bă, taci mă din gură, nu știi boluna asta cu tine în spatele camerei și tu zici mie asta acum, tu, tocmai tu. Eu oricum îl ignor toată ziua pe Jador că nu mai ar ce discuta acum. În primul rând, a fost o săptămână în spatele camerei, nu o lună, pentru că aveam eu o lună. Cu de totul, toată. De toată aveam o lună. De când o săptămână, cât a avut? În al doilea rând, Roxana cred că a făcut chestii mult mai urâte prin emisiunii pentru care să fie înjurată și judecată și așa. Aici are dreptate. Nu cred că era ei frică acum că o să judeci lumea că își găsește pe cineva lângă ea să fie fericită, adică... Ce se întâmplă cu tine? Îți pare rău că te-ai apropiat de Ana? Îmi pare rău că l-am abordat situația cum trebuie, nu cum m-am apropiat de ea. Adică? Cum aș fi apropiat de ea. Nu știu, am fost prea... permisiv așa, nu permisiv să zic, cu garda jos. Am lăsat așa. Să-ți dea la barbă. Da, dar nu a fost ca și cum n-am făcut asta intenționat. Am lăsat-o intenționat doar ca să-i demonstrez, să nu las cumva să se gândească că aș vrea să fac pași spre Roxana, ci am vrut să-i arăt, băi, spre tine, să o fac. Pare rău că ai fost atât de insistent? Dar n-am fost insistent, am fost prea pe tavă. Și am fost pe tavă, dar tocmai scopul era să vadă ea că o vreau pe ea, nu pe Roxana. Dar pare rău. Bă, că i-a înțeles greșit. Cred că e rău cel mai mic, deci nu îmi pare rău. Adică dacă nu era dar așa, era mai rău. Mare. Mai mare ar fi fost să nu îi fac chestia asta, să nu fac pașii ăștia spre ea și să creadă și ea și absolut tot. Bun, și care e problema acum în acest moment? Te vede prea disponibil? Ce anume? Te vede prea disponibil? Nu, problema e, eu sunt supărat pe mine, nu pe ea sau... Nu o mai vrei? Nu știu ce vreau, sunt confuz acum. Tocmai asta e problema. Te-a deranjat discuția pe care a avut-o mai devreme?
Da. Băieții? Da. De ce anume a vorbit? A vorbit despre ce nu-i convine ei la mine, la... Cine? Nu, a zis că nu e ceva... Cum la e? Mine, la, la ea, a început poate... să vorbească detalii despre noi cu băieții pe care nu le-a discutat nici cu mine. Nu a zis nimic rău. Da, mă, dar s-a discutat despre noi și nici măcar nu... Nu a zis nimic rău, nu știu ce vă, că eu nu prea... Cu bine vorbim meu. Ador. Nu, bă, biciule, ce ai? Nu că el e bătrân, doamnă. Băi, e bunic. Mai închid ochii. Mai închid ochii. La povestea în partea asta. Vorbește foarte mai iar. Ia, hai să facem conexiunea și cu fetele. Simona? Da. A vrut să te sărute Bogdan Mocanu? S-a apropiat așa de buzele mele, dar nu m-a sărutat. Simonico, stai cu minte, mă, zic. Bine, dar el a făcut la cu ea. Peste ea. Lăsați, doamna, că dau eu un gât acum. Ia că te dau eu un gât acum. Când era cu Roxana... Și dacă era un cinci... Lasă-mă să zic buzele. Mă, lasă-mă să mă. Când era cu Roxana, îmi spunea că, vezi că eu cu Simona eram atunci la început, gen, să zic așa. Da. Și spunea, vezi că dacă eu mă dispar de Roxana... A, mi-a zis și mie lucrul ăsta. Și mie mi-a spus lucrul ăsta. Asta cu Simona, că era la început când a intrat ea în casă și ne cunoșteam, nu-i da, e adevărat, așa. Nu, nu, când am venit eu, boss, când am venit eu. Ne hotărâm și noi? Dar n-am zis niciodată că dacă mă despar de Roxana, o iau pe Simona, niciodată. Dar n-aș putea să fac asta niciodată. M-am întâlnit cu Regina afară acum. Și? Ne-am salutat, ea e bună. Ah, wow. Wow. Mi-a zis că a părut frumos. Și mi-a zis unde e Bogdan Mocanu. Am glumit. Pe de sus și de asta nu o să mai vorbesc eu cu el gen toată ziua, adică... Am înțeles, doar azi. Îi trece, doamne, iau ceva de mâncare și trece. Nu, că abia am mâncat. Că mai a foamea eventual, poate. Iau înghețată și trece. Ana! Da? Cum e relația ta cu Bogdan acum în acest moment? Cum e? Cine a zis? Bobi. Cum am eu obiceiul, cum o lansem. Dar el mereu se bagă, el abia așteaptă. Bobi, că cred că da. Bobi, ce e fier după iubitele lui Bogdan. Și e greșit? Dacă nu poate, nu e în stare. Cumva? Mamă! Dar nu e vorba că nu e el în stare. Deci dar era ironic, îți dai seama. Cum sunt stare, de asta stai tu numai pe lângă, știuiți la mine, că stau cu el în brațe și mă săruc cu ele. Nu mă refer la asta, stai. Eu nu sunt stare, dar el stai să uite. Nu ești în stare să le ții. Dacă nu era doamna Andreea, te întrebam ceva, o întrebare de asta mai directă, dar nu pot să spun că din respect pentru ea. Ana! Da. Deci ar putea, nu? Adică nu e ceva rău că Bobiciu stă și așteaptă. Da, nu aștept, doamna Andreea. E de mod avion acum. Eu doar glumesc așa să-l atac pe el să vă reacționeze. Mod avion. Ia pe el în așteptare. Uite, Bogdan zice că s-a grăbit un pic în ceea ce te privește. Păi, ideea e că Bogdan. Ne-am vorbit despre asta și așa am zis și eu. Adică mai mult eu am spus treaba asta, că ne-am cam grăbit. Bine, el este dezamăgit din alte puncte de vedere. Adică nu se aștepta ca tu să vorbești cu Rafaelo și cu Beni despre el. Dar nu a fost genul bârfă, păi, Andreea. Nu bârfă, pur și simplu, că păi ai vorbit ce nu-ți place la el. Am întrebat doar 10-70%. De la ei ce părere au, sunt când încheiat un contract de vânzare cu cumpărare. Are decât precontract. Ce să... Și cam atât, trebuie să... Nu, n-am mai vorbit, am vorbit cu Beni. Da, dar totuși Beni e parcă e prea supărat. E supărat. Zici că a decedat cineva. Iar puțin orgoliu, păi... e bărbat, e normal. Cred că s-a supărat când a spus asta. S-a adunat mai multe. Se ia o atitudine față de Roxana, ceva de genul. Ce anume? Nu, s-au adunat mai multe, Andreea. Și faptul că Rafa își dă cu părerea despre cât de mult la sută vreau eu să... 200%. Da. El știe sigur că eu vreau 200% să combin o... Și el știe sigur. Și e mai bine decât mine chiar. Așa? Dar și Jador, și Roxana, stai și cum Ana... Stai cum s-au adunat mai multe. Oameni și... dragi ție. Nu cel n-ai de-a păi fost. Păi și cazul nu și-au dat mulți cu părerea, adică... Lasă-mă da. Un tot, ce mi-i spune. Băi, dar nu mai fiu. Chestia că genia, au trebuit să suporti ce-i îndreptat spre ea. Eu trebuie să suport și ce-i îndreptat spre mine și ce-i spre ea. Adică te așteptai ca Ana să vorbească cu băieții despre voi. Se pare urât. Adică ai vrea să rămână doar între voi. Să vorbim, să lămurim noi chestiile astea. Asta și să vorbească orice. Vezi că tu ai întrebat-o, nu tu venitea la tine. După aia am spus că ar trebui să vorbești cu ea.
și să lămurim noi între noi toate chestiile astea, de fiecare dată când vorbim despre asta, să lămurim. Și cu băieții, domne, e liberă să vorbească cât vrea toată ziua, dacă vrea, să vorbească despre ce le place lor, să... N-are de ce să fii supărat pe ea, continuu. Băi, frate, dar am o conversație, pentru că nu mai vorbesc, Andreea, gata. Înseamnă că ea să-mi ține să vorbească cu altcineva. Nu mai spun nicio întrebare, gata, nu mai. Ea poptar că mă întrerupe și mă încerc cu el după asta, rău. Eu îi spun în față, dar de ce se... Dar nu te vorbeam, gen. Păi da, vorbeai și eu îți spun în față că e tot vina ta. Ana! Da? Ce știi de relația Siminei cu Alex? Se ceartă? Nu. Nu ești prea convingătoare. Nu, știi să mi-ți vin. Mici discuții, așa. De la ce aceste mici discuții? Nu știu, în general, cred că mici gelozii, atâta tot. Din partea cui? Din partea lui. Din partea cui? Din partea lui. Din partea lui. Păi, de ce era gelos? L-a trecit în club? Păi, ia. Când mai ieșim pe undeva, tot timpul mă întreabă cum, ce fel, cam asta e. A, deci nu de cineva de aici din emisiune? Nu. Deci strict de oamenii de pe stradă. Gen, o chestie generală, cred. Fetelor, ce faceți? Bine. 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 Bine, bine, bine. V-ați plictisit? Păi am rămas cam puține. Au rămas blondele în casă. Blondele. Hai că Simona e șatenă. Mai e o ciorică acolo. Simona este șatenă. Doamne, numai fetii noi. Berna, ți-a trecut deja dor? Ai zis că vrea să-i dea brățana înapoi. Păi adu. Las. Lasă că ți-o dau. Păstrează, dă-i o luculiță. Dă-i o mâine, pentru că astăzi cele 8 ore s-au încheiat. Ne vedem mâine de la ora 11. La revedere! Mi-am luat și bilet, mi-am iau bilet cu Simina și am plecat acasă. Nu stau, v-am zis cu frumosul, e bolnavă, nu poate. Vreau să merg acasă, dar vă conțineți aici cu japca, cu japca. Ați zis că dacă unul vrea să plece acasă, poate să plece, da? Șmecher, mă, Bobby, cioiu. Nu am zis că sunt șmecher, da? Dacă e cazul, ne arătăm bărbăția fiecare. Dar ți-ai arătat bărbăția cu Bianca, atunci ai fost cel mai bărbat posibil tu. Trebuie să arăți cu mine. Mă, ți-o arăt și ție dacă e vreo. Dacă vin la tine, să nu fugi. Ia, Săbi. Bună vorba. Săbi. Simina s-a plâns vreodată de Alex și de relația pe care o avea cu el? A spus că o să ajungă acasă și cu siguranță nu o să fie cu el. Vorbea cu cineva, dacă mai vorbește cu un băiat din Timișoara. Care te-a prins Alex? De care... Da. Nu cred că a prins-o Alex cu el, pentru că ștergea și mesaje și tot. Asculta melodiile lui Jador în cameră? M-am mai ascultat de vreo 2, 3, 4, 5 ore. Bun, deci se plângea că Alex o sufocă. Da. Spunea că nu, cred, nu o să existe nimic acasă.